M-am căsătorit. Sunt cu Ana, cea blondă, cu tricou portocaliu. Suntem împreună de vreo 23 de ani și avem doi copii, pe Hane, cea de jos, care are 20 de ani împliniți în aprilie, și Laurent, băiatul, care a împlinit 18 ani tot în aprilie. Deci primul vis, cel cu familia, mi s-a împlinit destul de repede. Celălalt, visul cu jobul care să mă ajute să fac bine multor oameni, încă este în îndeplinire, adică de asta fac ceea ce fac acum. Sunt aici alături de voi să vă vorbesc despre lucrurile care îmi sunt mie dragi și în felul ăsta eu îmi împlinesc visul de la 10 ani. De aceea vreau să vă mulțumesc, dragi oameni, pentru că sunteți aici alături de mine. Văd că lumea continuă să mă salute, ba din Brașov, ba din Roma, ba din București, ba din Constanța, ba din Brașov, din Italia. Astăzi, practic, este prima parte a subiectului pe care o voi aborda în seara asta și mâine va fi a doua parte a subiectului. În seara asta o să discutăm puțin, atât cât ne permite timpul, evident, de ce nu mă mai vede partenerul de viață? De ce am devenit inexistent pentru partener? De ce nu-l mai atrag? De ce nu mai sunt irezistibil? Nu mai sunt interesant pentru el? Uite, aici avem în poză o imagine clasică, o imagine foarte des întâlnită, în care totul este perfect, da? Deja îți dai seama că totul este perfect. O imagine în care ospătarea a avut grijă de vin, de mâncare, de atmosferă. Bănuiesc că era și o muzică faină pe acolo, dar lipsește exact esența, exact ceea ce trebuie, atracția dintre cei doi. Am putea spune că el stă pe telefon că are o problemă. Da, ar putea fi, dar se pare că nu neapărat este o problemă, că dacă te uiți la fața ei, exprimă multă dezamăgire, frustrare, durere, multă neîmplinire, care vine din sentimentul că nu mă mai vede omul ăsta, nu mai sunt importantă pentru el, nu mai sunt atractivă, parcă tot ce fac eu nu mai este interesant pentru el, stă foarte mult pe telefon, dacă suntem în alt context, stă foarte mult pe televizor, la televizor sau cu prietenii, nu observă ce fac prin casă, da, atâtea eforturi fac pentru casa asta, pentru copil, pentru el, și nu prea mai observă treaba asta. Vrem să vorbim lucruri pentru noi și nu-l interesează să discutăm. Dacă îi spun că nu mă mai iubește și că nu mai este atras de mine, să uite la mine și spune: femeie, ești nebună? Este în capul tău treaba asta? Nu. Nu are nicio legătură cu realitatea și așa mai departe. Deci asta este prima parte a webinarului, a subiectului, în care vorbim despre de ce nu te mai vede partenerul de viață și ce să faci ca să fii din nou atractiv sau atractivă pentru partener. Iar mâine vom discuta a doua parte, care este de fapt o consecință a ceea ce se întâmplă astăzi. Dacă partenerul nu te mai vede, nu mai ești important pentru el, consecința este că nu mai comunică cu tine, nu mai vorbește. Așadar, lipsa comunicării nu este o problemă în relații, o cauză a problemelor, nu. Lipsa comunicării este doar o consecință. De asemenea, faptul că nu te mai vede este o consecință a ceva ce se întâmplă acolo în relație. Și astăzi o să încerc să vă arăt ce se întâmplă în profunzimea relației, astfel încât ajung să nu mai fie atractiv, interesant pentru partener. Așadar, vreau să știți că astăzi nu veți primi informație despre strategii sexuale, poziții, cum să te îmbraci, nu. Nu este un seminar despre așa ceva. Este un seminar mai degrabă despre psihologia care stă în spatele faptului că nu mai suntem atrași unul de altul, da? Deci despre asta vom vorbi. Bun, așadar, și prin urmare, haideți să trecem la treaba. Stai că am uitat să vă mai zic ceva, care cred eu că este important pentru mulți dintre voi, pentru toți poate. Întrebările nu le voi lua pe parcursul webinarului, întrucât se strică flow-ul, cursivitatea informațiilor, mă întrerup, poate iau cine știe în ce direcții. Ăsta e un aspect. Și al doilea aspect, e foarte posibil ca pe parcursul webinarului eu să vă dau multe informații care răspund întrebărilor voastre și nu mai e nevoie să petrecem timp pe acele întrebări sau pe unele întrebări. Așadar, dacă aveți întrebări, vă rog să vi le notați, iar la final
să le scrieți. Deci nu le scrieți în chat în timpul prezentării, când nu mă uit la ele, nici nu le văd și uneori nu le văd când stau cu ochii pe prezentare și le scrieți degeaba și veți deveni frustrați. Deci țineți-vă întrebările și le scrieți la final. De asemenea, vreau să știți că acest webinar nu este înregistrat, de aceea dacă vreți să primiți informațiile, să le țineți minte, vă rog să vi le notați, da? Ok, și pentru cei care sunt interesați de timpul pe care vom petrece, stăm aproximativ 2 ore împreună. Bun, acestea fiind spuse, haideți să mergem mai departe și să intrăm în subiect, pentru că am atât de multe lucruri pe care vreau să vi le spun astăzi. Prima parte, sau primul lucru pe care vreau să vi-l spun este din perspectiva lui John Gottman, care este un mare, mare cercetător în relații, și omul ăsta spune că el folosește practic o metaforă pentru iubire și pentru ce facem noi în relație, și anume vorbește despre contul bancar emoțional în care noi depunem monezi virtuale de iubire. După cum vedeți aici, cu roz este femeia, cu albastru este bărbatul. Femeia deschide un cont bancar emoțional în inima bărbatului, da? Ați vedeți săgeata și o inimă, acolo este contul bancar al femeii, iar săgeata indică o inimă care aparține femeii. Ăla este contul bancar emoțional al bărbatului. Și exact cum se întâmplă la o bancă, tu te duci și depui monezi, dar de data asta depui monezi virtuale de iubire. Cum? Prin comportamentele tale. Spune John Gottman că noi, ființa umană, interpretăm comportamentele umane ca fiind niște monezi virtuale de iubire. Și când te porți drăgălaș cu soțul sau cu soția ta, practic nu faci decât că depui monezi virtuale de iubire în contul bancar emoțional. Tu la partener, iar partenerul la tine. Așadar, comportamentele pozitive reprezintă monezi virtuale de iubire care alimentează contul, dar sunt și comportamente negative pe care noi le manifestăm, ele făcând retrageri din contul bancar emoțional, da? Cu cât te comporți mai frumos, cu atât contul bancar este mai mult alimentat, cu cât te comporți mai negativ, contul bancar se golește. Și acum un lucru foarte interesant pe care spune John Gottman este că comportamentele negative practic le anulează, le șterg pe cele pozitive. Și a făcut el o statistică în baza celor peste 40 de ani de cercetare a miilor de cupluri pe care le-a analizat. A ajuns la o concluzie în care, în urma căreia spune așa: în cuplurile fericite, un comportament negativ șterge 5 comportamente pozitive, iar în cuplurile nefericite, un comportament negativ șterge un comportament pozitiv. Și stai acum și te uiți și zici, bă, stai, parcă nu-i corect. Cum adică în cuplurile fericite te comporți o dată negativ și 5 comportamente pozitive sunt anulate, sunt șterse? De ce oare? Păi simplu, pentru că relația e mult mai apropiată în cuplurile fericite și când l-ai jignit, să zicem, pe partenerul tău, durerea este mult mai mare. În schimb, în cuplurile fericite, când nu-l respecti pe partener, el se așteaptă la așa ceva, că îi se întâmplă zilnic sau poate de mai multe ori pe zi treaba asta. Așadar, ce zice John Gottman? O chestie foarte interesantă și foarte practică. Zice așa, măi, te-ai comportat odată negativ cu partenerul de viață? Atunci ține minte să aduci 5 interacțiuni pozitive în relația voastră. Cu alte cuvinte, dacă te-ai comportat astăzi negativ, în mintea partenerului a rămas o amintire negativă despre tine. Acum fă bine și vină cu 5 interacțiuni pozitive, astfel încât să rămână 5 amintiri pozitive în mintea partenerului tău. Și dacă păstrezi echilibrul ăsta de 5 la 1, practic ai șanse mari, mari de tot, ca să ai o relație de cuplu fericită. Deci este important să aveți parte de interacțiuni pozitive și nu de ale negative? Foarte pe scurt, aș vrea să vă spun ce se întâmplă la nivelul creierului când noi avem interacțiuni pozitive. Dacă eu mă port frumos cu soția mea, creierul ei percepe interacțiunea dintre noi ca fiind pozitivă și pentru că o percepe pozitivă, secretă hormoni specifici stării de bine percepției respective. Adică secretă hormoni pozitivi. Oxitocină când ne îmbrățișăm, serotonină, dopamină, toate astea se întâmplă în relația faină. Cu alte cuvinte, partenerul mă asociază pe mine cu niște stări emoționale pozitive. Deci la nivel chimic, corpul partenerului mă simte.
mă înregistrează, mă memorează. Prin urmare, pentru că a avut o interacțiune pozitivă cu mine și au fost secretați hormoni pozitivi în organismul lui, ghiși ce? Interacțiunea asta pozitivă îl face pe partener să mai vrea să fie cu mine. Eu devin un fel de drog pentru el și își dorește tot mai mult să fie cu mine pentru că vrea stările alea pozitive, adică hormoni pozitivi, dopamină, oxitocină, serotonină și alții. Înțelegeți? În schimb, când mă comport negativ, creierul partenerului mă percepe ca fiind un om rău, poate un om, un dușman, un vrășmaș care îi sapă fericirea, și atunci creierul va da comandă în tot organismul, la glandele suprarenale, și se vor secreta hormoni ăștia negativi, adrenalină, cortizol, și mă va memora partenerul pe mine ca fiind un om. Da, mă va ține minte ca pe amintire negativă. Și atunci, puțin câte puțin, mă va respinge. Acum înțelegi cum se întâmplă apropierea și depărtarea? Uite, cam așa se întâmplă. Mă port frumos, îi vine partenerul să se apropie de mine, să mă vadă, să mă observe, să fie atras de mine. Mă port urât cu el, se îndepărtează până când nu-i mai trebuie interacțiunea cu mine. Vreau să vă mai spun un lucru care mi se pare fundamental. Dragi oameni, totul nu este să fiți împreună. Totul este nu să ieșiți împreună. În concediu, la schi, la tenis, la film, la undeva, voi doi. Nu totul este. Ce important, fundamental este că atunci când vă întâlniți să fie fain împreună. Știi momentul ăla când te duci la tenis cu soțul și zici, mamă, ce zi faină să avem, petrecem timp împreună, și acolo tot te ceartă și tot îți dă după cap și spune că nu te pricepi și nu servești bine și nu faci ce trebuie și pleci de acolo, nu mă mai duc la tenis în viața mea sau la schi sau în concediu sau în alte părți unde interacțiunea a fost negativă? Despre asta este vorba. Faceți ca atunci când vă întâlniți să vă întâlniți bine și rămâneți în sufletul partenerului ca o amintire pozitivă. Asta este primul lucru pe care vreau să vi-l spun și sper să-l țineți minte. Al doilea lucru pe care vreau să ți-l zic pentru a te ajuta să devii mai atractiv pentru partenerul de viață este fix acesta. Să te iubești pe tine. Vreau să știți că tot ceea ce urmează să zic în seara asta este bazat sau este în acest context. Iubește-te pe tine, ai grijă de tine. De ce? Este vorba aia în care eu cred foarte mult. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, tu nu poți să-l iubești pe aproapele tău dacă nu te iubești pe tine. Dacă te iubești doar pe tine, este un abuz față de partener, că ești foarte egoist. Dacă îl iubești doar pe partener și pe tine nu, este un abuz față de tine. De aceea cred că este foarte important să păstrezi echilibrul ăsta. Mă iubesc pe mine în măsura în care te pot iubi și pe tine. Te iubesc pe tine în măsura în care mă pot iubi și pe mine. De unde știi dacă te iubești pe tine? Păi uite-te doar la felul în care îți respecti programul de somn, programul de odihnă, programul de mâncat, ce ți-ai propus să mănânci, programul de sport, programul de citit. Și dacă tu nu îți respecti programele astea, înseamnă că nu te respecti pe tine. Dacă nu te accepți 100% pe tine, așa cum ești interior-exterior, și faci sacrificii constant în favoarea partenerului renunțând la tine, știi care e mesajul care ajunge la partener? Poate nu te-ai gândit niciodată. Dar mesajul este foarte clar, chiar dacă nu îl scrii pe perete undeva. Mesajul este ăsta. Dacă tu nu te respecti, nici eu nu te respect. Dacă te neglijezi tu, poți să te neglijezi și eu. Asta înțelege partenerul. Dacă tu nu te accepți așa cum ești, de ce te-aș accepta eu? Dacă tu nu te crezi capabil, frumos, inteligent, atrăgător, de ce te-aș considera eu? Ăsta este mesajul care ajunge la parteneri, indirect. Sau, da, și implicit. De aceea cred că este extrem de important ca tu să înveți să te iubești pe tine. Să nu mai faci sacrificii la ceea ce este important pentru tine. Pentru că mesajul ăsta ajunge și la el. Păi, dacă tu mereu te supoziționezi mie, de ce eu te-aș ridica și te-aș pune deasupra mea? În concluzie, vreau să înțelegeți că atunci când voi vă subpoziționați partenerului, nu vă iubiți pe voi, nu vă respectați, nu vă acceptați pe voi, deveniți tot mai neatrăgători pentru partener. De aceea, cu cât
tu vei deveni mai fain în ochii tăi, cu cât te vei aprecia mai mult pe tine, cu cât te vei iubi mai mult pe tine, cu atât și partenerului îi vei transmite starea asta și el va vedea, zic, bă, ia uite, devii interesant pentru partener, atrăgător. Ăsta e al doilea lucru pe care ți-l las în seara asta și sper că ți-a intrat în suflet, pentru că este una din cheile pentru ca să devii atrăgător pentru partenerul tău. Care vă face neatrăgători pentru partenerul de viață este să intrați în aceste trei roluri neetice. Rol de persecutor, salvator sau victimă. Pe scurt, ce presupun rolurile astea de persecutor, salvator și victimă? Conform triunghiului dramatic al lui Stephen Karpman, persecutorul este persoana care se consideră deasupra celorlalți, îi critică, îi disprețuiește, îi înjosește, îi umilește, îi șantajează, îi manipulează, pentru că el se consideră mai deștept. Dragi oameni, când voi vă comportați așa cu partenerul de viață, n-aveți nicio șansă să fiți atrăgători. Pentru termen scurt, poate da, poate pare interesant, mamă, ce puternic e ăsta, dar cu timpul oamenii își vor da seama, sau partenerul își va da seama că ești abuzator. Un persecutor. Și nu îi place nimănui. Nu poți să fii atras decât dacă ești un pic dereglat. Să fii atras de unul care își bate joc de tine, care nu te respectă, care te jignește. Deci, ieși din rolul de persecutor. 2. Rolul de salvator este cel care de asemenea te face neatrăgător pentru partener. Ce înseamnă rol de salvator? Tot din poziția perceptuală, eu sunt ok, tu nu ești ok, el acționează, adică el se consideră superior celorlalți, dar nu acționează ca persecutorul prin critică, dispreț, șantaj, manipulare, ci acționează altfel. Te face să te simți incapabil prin faptul că te ajută. Nu lasă-mă să fac eu în locul tău. Și la început e foarte drăguț un om din ăsta care mereu vrea să facă în locul tău, care te ajută, care pune mâna, care îți preia din responsabilități, dar la un moment dat te trezești și spui, bă, stai puțin, dacă eu chiar nu sunt capabil, de ce trebuie să faci tu locul meu? Așadar, și când ești în rol de salvator, mai târziu un pic, nu așa de repede ca ăsta de rol de persecutor, mai târziu un pic, când, cu cât joci mai mult rol de salvator, cu atât partenerul va zice, chiar atât de incapabil mă consider de mereu vrei să mă ajuți să faci lucrurile în locul meu? Și felul ăsta, simțindu-se incapabil în relația cu tine, iar se va îndepărta. Sau poate joci rol de victimă. Rol de victimă, deja știi la ce se referă, este rolul acela în care toate ți se întâmplă ție, vai șamar de capul tău, săracul de tine. Toate s-au adunat în lumea asta, ești ghinionistul planetei. Dacă un rău e să se întâmple ție, ți se întâmplă. Cumva, tu ești omul căruia îi se întâmplă toate belele. Nu. Știi cum pare în fața partenerului când joci rolul ăsta de victimă? Când te consideri mereu vinovat, când îți ceri scuze și pentru ce n-ai greșit, când te simți responsabil pentru ce au făcut alții și ți-asumi tu vina aia și zici, va, eu din cauza mea, scuză-mă. Știi cum pare în fața partenerului? Pare foarte slab, pare foarte neajutorat, pare instabil și nu poate fi atrăgător un astfel de om. Nu poate fi atrăgător un astfel de om. De aceea vreau să spun că singurul rol care te face atrăgător în ochii partenerului este rolul de adult emoțional. Rol despre care vorbesc în detaliu în programul meu online, Noi Doi, și îți arăt acolo cum poți să părăsești cele trei roluri neetice ca să intri în rol de adult emoțional care te face atrăgător, te face cu încredere în tine, îți crește stima de sine, te ajută să fii puternic, independent, stabil și în felul ăsta, partenerul devine tot mai atras de tine. Da? Bun, hai să facem un pas înainte să vedem ce alte lucruri mai puteți să faceți pentru a fi atrăgători pentru partenerul de viață. Sesizează cererea pitită în spatele furiei. Da? Despre ce este vorba aici? Vreau să vă imaginați o situație și după aia o să înțelegeți mai bine ce zic. Vine partenerul, vine soțul, să zicem, da, vine bărbatul acasă, de la muncă, poate să zicem că e obosit, poate stresat, se tăvălește, se trântește în canapea, ia telefonul și zici că l-ai pierdut acolo cu telefonul în brațe pe canapea. Soția, care este tot în living acolo, e au open space, știi? E în living, de fapt în bucătărie, dar fiind spațiu deschis fără perete, îl vede că el stă pe canapea, ea trebolește pe acolo prin bucătărie și la un moment dat îi zbucnește. Dar mai las odată telefonul ăla, că mă disperi. Nici n-ai venit acasă bine și tot cu telefonul.
dacă persoana, bărbatul despre care vorbim, nu este un adult emoțional, știi cum se comportă? Mai ales dacă este un persecutor, știi cum se comportă? Ce ai, mă, femeie? Ce nu ți-e bine? Ce nu-ți convine? Să obosi, ce ai? Am venit și eu de la muncă, stau și eu, mă relaxez un pic. Ce va face soția în cazul ăsta? Se va supăra, ori va riposta, ori va pune botul, se va supăra și își va vede de treaba ei. Cu alte cuvinte, seara se termină urât. Dar dacă omul, bărbatul din poveste ar avea un pic de informație, și sper că tu auzi ce zic în seara asta, poți să faci lucrurile diferit. Și anume, stai și te gândești un pic și zici, băi, oare de ce soția mea acum a strigat la mine? De ce mi-a zis să las telefonul? Ce-o fi în spatele strigătului ei? Ce-o fi în spatele furiei? Și te gândești un pic, păi de ce mi-ar putea spune cineva să las telefonul din mână? Păi mă, cred că vrea să stea cu mine, mă, cred că vrea să stau cu ea, să mai vorbesc cu ea, să mai bag în seamă, să... Și atunci, dacă tu ești un adult emoțional, te duci la ea, o cumprinzi acolo cum stă și spală vasele sau ce face, o cumprinzi așa de mijloc, frumos, și zici, auzi, mă, urât mai vorbești, mă. Auzi, ce ai vrut să-mi zici cu mai lasă telefonul la odată? Ai vrut să spui că ți-a fost dor de mine și ai fi vrut să mai vorbesc cu tine? Sau ai fi vrut să-mi spui că ești obosită și vrei să te ajut la treabă, ca să mergem amândoi după aia în dormitor? Sau ai fi vrut să mă duc să stau un pic cu copiii sau să fac temele cu copiii, să-i pregătesc de culcare? Soția s-ar întoarce la el și a spune, pui, deci nu vine să cred, exact asta am vrut să zic, bă, greu, mult timp ți-a mai luat, mă, până ți-ai dat seama. Și gata, seara se termină fain. Pentru că bărbatul s-a uitat în spatele furiei. Nu s-a uitat la furia manifestată de soție. S-a uitat în spate. Ce a vrut ea să zică? De aceea, te rog din suflet, când partenerul îți mai strigă, mai trântește, mai face ceva, gândește-te că el are o nevoie nehrănită. Încearcă să identifici nevoia respectivă, o hrănești și după aia să vezi tu cât de atractiv ești pentru partener. Dar dacă răspunzi cu aceeași monedă, ți-a strigat, dar mai lasă naibii telefonul și tu i-o zici, dar cine te crezi tu să-mi zici mie când să las telefonul? Nu poți fi atrăgător pentru partener. Mă, nu poți fi atrăgător. Punct. N-ai cum. Este imposibil. Da? Hai să facem un alt pas înainte. Lucia zice că e nevoie de un bărbat inteligent ca să vină la mine, ca să empatizeze cu mine. Nu există așa ceva. Lucia, eu sper că te-ai căsătorit cu un bărbat inteligent. Din moment ce îți dai seama că e nevoie de un bărbat inteligent ca să facă treaba asta, înseamnă că și tu ești inteligentă că te-ai prins și bănuiesc că ți-ai luat un bărbat inteligent. Nu mai există așa bărbați să se gândească la noi. Nicoleta, primul lucru pe care ți-l recomand, până ajunge bărbatul să se gândească la tine, începe tu să te gândești la el și când el va zice ceva ce nu-ți place, încearcă tu să identifici care este nevoia din spatele furiei lui, din spatele reacției lui violente. Vezi care o fi nevoia respectivă, hrănește acea nevoie și poartă-te tu ca în exemplul ăsta. Adică preia rolul acestui bărbat despre care am vorbit și vei vedea că bărbatul va zice... interesant, mă, femeie, mă așteptam să-mi trântești oala în cap, dar văd că tu ești mai inteligentă de când mergi la webinarele alea lui măscăriciul ăla de-a Mariei, care m-a enerva. Bă, de la ăla ai învățat, mă, tu să te porți așa? Bravo ție, mă, femeie! Și cred că lucrurile se vor schimba puțin în relație dacă măcar tu vei începe să aplici ceea ce ai aflat în seara asta. Păi și cum pot să descoper? Drăguțule sau drăguță, nici nu știu cine ești, Georgeta, cred că drăguță ești, da? Stai de vorbă cu partenerul și încearcă, sau dacă îl cunoști, încerci să-ți pui întrebări. Mă, de ce strigă la mine? Ce nevoie o avea nehrănită? Și stai acolo și îți pui întrebări și analizezi, dacă nu, chiar îl întrebi pe el, da? Răspunde pozitiv cererilor banale. Un alt lucru foarte important pe care îl poți face pentru partenerul de viață este să răspunzi cererilor banale. Tot conform lui John Gottman, cereri banale înseamnă când partenerul îți cere apă, când îți spune dăm cămașa sau te rog spală vasele sau deschide geamul sau închide ușa sau habar n-am, orice cerere banală. Statistica pe care el a descoperit în urma analizei este că în cuplurile fericite în 86% din cereri primesc răspuns pozitiv.
în cuplurile fericite. În alea nefericite, doar 33% din cereri primesc răspuns. Cu alte cuvinte, în cuplurile nefericite, mentalitatea este: dar ce mă, ai oase în burte? Ridică-te și du-te și ia-ți apă. De ce trebuie să-ți dau eu ție apă? Nu. Când dai un răspuns de genul ăsta, aș vrea să vă spun clar și direct: nu ești atrăgător, nu ești atrăgătoare. Domnule, vrei ca de seară să se întâmple ceva în pat, să fie așa o seară faină? Când soția ta te roagă să-l speli pe copil la fundic, e cerere banală asta, să-l speli pe copil la fund, durează 3 minute. Du-te și fă chestia asta. Pentru că prin toate răspunsurile pozitive la cererile banale, partenerul înțelege că-ți pasă de el. Iar când el înțelege că-ți pasă de el, nu poți fi decât atrăgător. Dar când spui, știi ceva, hai, treaba ta, dispar, du-te și rezolvă-ți, că eu sunt prea obosit sau sunt prea ocupat sau sunt prea, nu știu, cum ai putea să fii, când refuzi, practic devii neatrăgător pentru partener. Că n-ai cum să fii atrăgător când devii un ursuz și un morocănos și hai, dispar, du-te, rezolvă situațiile. Da? Deci ăsta este un alt lucru pe care vă încurajez să-l faceți pentru partener. Răspundeți cererilor banale. Alt lucru pe care îl puteți face pentru partener și vă garantez că veți deveni din ce în ce mai atractiv pentru partenerul de viață. Sper că observați că eu vă spun aici niște lucruri care poate par banale sau poate la care nu v-ați gândit că vă vor face atrăgători. Vedeți că eu nu vorbesc aici despre poziții sexuale, vedeți că nu vorbesc aici despre a avea un fizic perfect, vedeți că nu vorbesc aici despre a te machia și a te aranja, deși cred că și astea au rolul lor în a fi atractiv pentru partener. Dar din constatările pe care eu le am de, cred că peste 20 de ani, de când tot analizez în detaliu relațiile și din tot ce am citit până acum, cred că ceea ce te face cel mai atrăgător pentru partener este atitudinea ta, prestanța ta, demnitatea pe care o ai, comportamentul tău în general în viață și față de partener. Și nu felul în care arăți. Că dacă arăți bine, dar ești un bădăran, și ești un... Să nu mai folosesc multe cuvinte de astea, etichete negative. Dacă nu te comporți pozitiv cu partenerul, degeaba ești perfecțiunea întruchipată. Că mai devreme sau mai târziu îl vei respinge pe partener. Frumos așa cum ești tu, bibelou. Sau frumoasă, evident, că vorbim... Eu când folosesc partener, mă refer la ambii parteneri, da? Bun, hai să facem pasul ăsta înainte. Apreciază-l pe partener pentru ceea ce este important pentru el, nu pentru tine. Dragi oameni, e lucru mare ce vă zic aici și vă zic pe scurt, dar sper să auziți mesajul. Fiecare ființă umană vrea apreciere într-un domeniu în care a investit resursele lui. Fiecare dintre noi vrem să fim văzuți, să fim apreciați acolo unde am depus eforturi. Tendința păcătoasă este ca noi să îi apreciem pe ceilalți în domeniile care sunt importante pentru noi. Din păcate. Adică, dacă eu sunt un gurmand și îmi place foarte mult să mănânc, eu o voi aprecia pe soția mea când gătește bine. Dar ghiși ce? Dacă pentru soția mea nu este atât de important să gătească, ci este important să fie frumoasă sau este important să fie deșteaptă, când eu îi voi face aprecieri, mamă ce gospodină bună ești, pentru ea nu va însemna mare lucru, că va spune: bă, dar tu nu observi că cât citesc și cât de deșteaptă sunt, când dau câte o replică de aia deșteaptă sau pun întrebări culte sau când sunt deșteaptă, pur și simplu când găsesc soluționări la probleme, bă, aia nu observi? Pentru că pentru ea cel mai important e să fie deșteaptă și tu apreciezi că e frumoasă sau că gătește bine. Nu va conta pentru ea. De aceea, domnilor, dacă vreți să ajungeți interesanți, atrăgători pentru soțiile voastre, doamnele din viața voastră, asigurați-vă că le apreciați pentru ce este important pentru ele, nu pentru ce este important pentru voi. De asemenea, doamnelor, același lucru este valabil și pentru voi. Dacă soțul vostru are ca valoare numărul 1, să zic, business-ul, apreciați-l în business-ul lui. Băi, ce bine te descurci, mamă ce capabil ești, mamă ce... Sau dacă îi place sportul, apreciază-l în sport, să-i spui: băi, ești talentat, te descurci, ai dat un gol mișto, sau joci tenis bine, sau mai știu eu ce. Că dacă tu l-apreciezi pentru partener că a spălat, dacă l-apreciezi că, da, că a spălat vasele și nu vezi domeniile în care el chiar se chinuie, se investește foarte mult, va spune la un moment dat: cum mă,
exact pentru ce este cel mai important pentru mine să fiu apreciat, exact alea nu le vezi. Așadar, când tu îl apreciezi pe partener pentru ceea ce este valoros pentru el, pentru ce s-a trudit, el se simte valoros în ochii tăi și e normal să te vadă, e normal să fie atras de tine și, evident, tu vei fi atras de el. Bun, un alt lucru pe care vi-l recomand să-l faceți este să-l ajutați pe partenerul de viață să-și transforme visurile în realitate. Foarte important lucrul ăsta, să-l ajutați să-și transforme visurile în realitate. De ce? Pentru că fiecare ființă umană are visuri sau a avut pe care le-a abandonat, visuri din copilărie, când era băiețel, fetiță, știi? Nu. Când tu l-ajuți pe partener să-și transforme visurile în realitate, practic el își îndeplinește ceva foarte, foarte profund, ceva la care a ținut de mult timp și la care a visat de mult, la care a sperat. Și când tu l-ajuți să facă treaba asta, el se leagă de tine. Și când își va trăi visul, el își va aminti de tine. Băi, eu îmi trăiesc visul ăsta, stau în casa asta faină sau conduc mașina asta frumoasă sau uite, fac facultatea asta la care am sperat de ani de zile pentru că partenerul m-a sprijinit. Și în felul ăsta tu devii interesant, devii atractiv pentru partener care te-a ajutat, da, pe care tu l-ai ajutat. Așadar, ajutați-l pe partener să își transforme visurile în realitate. Un alt lucru care cred că vă face atractiv este să fiți oameni integri. De ce? Pentru că a fi integru este atractiv, a fi om mincinos este neatractiv. Hai să vă spun un pic o situație. Imaginează că ești acasă împreună cu partenerul de viață și ar fi trebuit să fii la muncă, da? Șeful nu-i pe la muncă, pe la job și tu ți-ai permis să stai acasă. Și la un moment dat te sună șeful. Tu când vezi, aoleo, să-mi trag palme, mă sună șeful. Soția ta, soțul tău te vede. Și îi spun șefului, da, șeful, nonșalant, așa, ești degajat. Da, șeful, cum să, ce faci? Păi, ce să fac, uite, prin concediu, tu ce faci? A, eu la muncă, îi zici tu șefului. A, foarte bine, hai că vreau să rezolv treaba aia. Da, șeful, cum să nu o rezolv? Ai închis telefonul și după aia te mai și lauzi. Bă, nici nu s-a prins șeful că sunt acasă. No, ce crezi că este în mintea partenerului? Dacă este și el un om așa mai mincinos, s-ar putea să nu fie deranjat sau s-ar putea să nu observe pe moment. Dar vreau să-ți spun că la nivel subconștient tot se instalează un mesaj. Așa cum soțul meu sau soția mea l-a mințit pe șef, cu nonșalanță și nici n-a fost descoperit, mă, cred că în unele situații și pe mine mă minte, fără să-mi dau seama. Și vreau să spun că cât simte că ești mai mincinos, cu atât se străinează mai mult de tine. Pentru că oamenii mincinoși nu sunt atractivi pentru mult timp. Pentru început poți să fari interesant. Bă, dar ce se descurcă ăsta? Așa, poate între amanți funcționează treaba. Bă, șmecher, tupeist, mincinos. Dacă vrei o relație pe termen lung, fii integru. Când nu te vede nimeni și când nu poți fi descoperit. Că situația de față, în exemplu pe care vi l-am dat, soțul sau soția nu poate fi descoperit de către șef. Nu, nimeni nu-și dă seama. Și poți să minți liniștit că nimeni nu se prinde. Se prinde partenerul. Așadar, fii integru, mai ales în prezența partenerului tău. Un alt lucru care mi se pare foarte important este să fii autentic. Dragi oameni, tot ce ține de fățărnicie, tot ce ține de gura lumii, mă, oare ce zice lumea despre noi? Tot ce ține despre opulență, despre epatare, despre vanitate, despre grandomanie, da? Tot ce are legătură cu subiectele astea, îi transmit partenerului că tu faci niște lucruri nu pentru că le simți, ci pentru a da bine în fața altora. Și chestia asta îl face pe partener să se dezguste de tine, pentru că își dă seama că nu ești autentic, ești fals. Știi de ce se întâmplă asta? Mesajul care ajunge la partener este, ăsta face lucruri doar de ochii lumii. Păi, așa face și cu mine, mă. Nu face ceva din suflet, face ceva numai ca să-mi placă mie. Și în felul ăsta, puțin câte puțin, te percepe ca fiind prefăcut, iar a fi prefăcut, la fel ca a fi mincinos, nu atrage, ci îndepărtează. Și în felul ăsta se golește contul bancar emoțional și pierzi și te întrebi, mă, de ce nu mă mai vede partenerul? Uite, un alt motiv care îl face pe partener să nu te mai vadă, să nu mai fie atras de tine. Este o vorbă care îmi place enorm de mult, pe care am auzit-o de ani de zile.
Vorba spune așa: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Cu alte cuvinte, ceea ce îl face pe om atrăgător este faptul că este bun. Reversul, un om răutăcios este neatrăgător. Cum crezi tu că poate fi atras partenerul de tine când în mod constant ești ranchiunos, cu resentimente, cu răutate, răzbunător? Oameni buni, trebuie să înțelegeți odată treaba asta. Oamenii care merg în direcția asta de răutate, tot ce are legătură cu răutatea, cu furia, cu mânia, cu nervii, cu trântiturile, cu oameni care iau personal, oameni care se înfierbântă repede de la orice. Mamă, mi-ai zis mie așa ceva, te pun eu la punct, ți-arăt-o ție, cu mine nu-ți mergi, eu sunt mare și tot. Știți gesturile astea? No, când te porți așa, n-ai cum să fii atrăgător pentru partenerul de viață. N-ai cum. Poate pe moment, poate pentru o perioadă scurtă, repet, amanții între ei poate ar fi tentați, poate, zic poate, deși nu cred. Poate fi o excepție. În mod normal, când ești răutăcios, ranchiunos, răzbunător, se îndepărtează oamenii de tine. Nu doar partenerul de viață, tot se îndepărtează, puțin câte puțin. De aceea, fii om bun, om de caracter. Un alt lucru care cred eu că ar conta foarte mult pentru a vă apropia și a nu vă îndepărta este să nu vă mai comparați. Nu-l mai compara pe partenerul tău cu nimeni. Din păcate, noi îi comparăm foarte mult pe parteneri și, atenție, îi comparăm nu numai cu alte persoane, ci îi comparăm și cu fanteziile din capul nostru. Practic, ce se întâmplă este că noi ne creăm o fantezie în capul nostru și ne imaginăm cum trebuie să arate partenerul de viață și îl comparăm mereu pe partener cu fantezia respectivă. Ghiți ce? Inevitabil și invariabil partenerul va ieși pe minus. Și nu numai atât că va ieși pe minus, pentru că nu corespunde cu așteptările noastre, puțin câte puțin noi îl vom respinge pe partener. Respingem acele părți din el care nu corespund cu ceea ce ne place nouă. Și în felul ăsta, faptul că îl comparăm cu fantezia noastră sau cu alții, bineînțeles persoane de sex opus, ce facem este că lovim foarte mult în nevoia de conectare, care, printre altele, presupune nevoia de a te simți special, unic, necomparat. Să știi că cineva se uită la tine și îi place de tine așa cum ești. Așadar, când îi transmiteți partenerului că vă place de el așa cum este, interior, exterior, și l-a acceptat 100%, partenerul își hrănește nevoia de conectare în felul ăsta și se simte apropiat de voi, conectat cu voi. Și deveniți atrăgători. În schimb, cu cât îl comparați mai mult, ia uite-mă femeia asta ce frumos vorbește sau ce frumos se poartă cu copiii. Nu, mă, tu trâncănești, mă, ca moara stricată, mă, și mai mă zăpăcești de cap. Uite, alte femei știu să tacă, mă, din gură în fața bărbaților. Tu nu știi să taci. Sau uite, mă, alți bărbați, mă, uite, ăsta își calcă cămașa singură, își pune mâncare singură în farfurie, mă, își spală farfuriile, mă, tu ce ai, tu ai oase în burtă, mă, de nu te poți mișca? Toate comparațiile de genul ăsta și multe altele nu fac decât să-l îndepărteze constant pe partenerul de viață. Și după aia stai și plângi și vii și îmi spui mie sau altor psihologi și spui, dar nu mă mai vede, nu mă mai vede atrăgător, nu mai e interesat de mine, nu mai vorbește cu mine, nu mă mai observă. Păi uite de ce, că toate se adună și toate comportamentele astea negative, cum să spun, fac retrageri din contul bancar emoțional și rămâi pe zero și asta este. Bun, mergem mai departe. Tratează-l la fel ca amantul. Poate nu-ți place cum am spus aici, dar o să înțelegi la ce mă refer, da? Dragi oameni, uite cum se ajunge la infidelitate. Nevoia, sau fiecare om de pe planeta asta are o nevoie. Mai multe nevoi, dar avem una cu toții. Și anume nevoia de conectare. Este nevoia de a ne simți văzuți, speciali, irezistibili, masculi, dacă suntem bărbați, femele, dacă suntem femei, să ne simțim atractivi pentru partenerul de viață. Realitatea este că atunci când noi nu ne simțim așa pentru partener, când el nu ne vede în felul ăsta,
atunci el ne încalcă o nevoie fundamentală, și anume nevoia de conectare. Nevoie pe care noi nu ne-o putem nega, nu putem face să dispară. Și atunci, ca să ne-o hrănim, avem două variante. Ori în relație cu partenerul, dacă e un partener educat, care știe cum să hrănească nevoia de conectare, sau am varianta a doua, mă duc la altul care mi-o hrănește. Și vreau să înțelegeți că infidelitatea cu asta are nevoie. Infidelitatea nu are de a face în primul rând cu sexul, oameni buni. Foarte, foarte rar se duce cineva strict pentru nevoia sexuală. De cele mai multe ori când cineva pleacă de acasă, că e bărbat, că e femeie, nu se duce în primul rând pentru sex, ci se duce în primul rând pentru felul în care se simte cu amantul respectiv. Indiferent ce presupune acest termen de amant. Amantul îl face să se simtă interesant, să se simtă provocator, să se simtă dorit, să se simtă acceptat, se simte irezistibil în ochii amantului. Amantul îi ascultă fanteziile, îi ascultă nevoile, îi ascultă dorințele, nu-l judecă, îl acceptă 100% cum este. Păi nu-i normal să vrea să meargă cu amantul? Și treaba asta cu amantul ține un timp până când amantul se obișnuiește cu partenerul tău și începe să zică, bă, boma ești. Aoleu! Și atunci îi schimbă amantul, se duce la altul, care iară pentru câteva săptămâni sau luni îl vede zeu. Și după aia se plictisește și el, și amantul ăla de partenerul tău, se duce la altul. De ce? Se tot duce din floare în floare. Pentru că își dorește constant o stare emoțională în relație cu cineva. Așadar, dacă vrei ca bărbatul sau femeia din viața ta să rămână cu tine și cu drag, să mai fie și cu drag, fă-l sau hrănește nevoia asta de conectare, fă-l să se simtă important, văzut, respectat, unic, special, atractiv, irezistibil. Cu alte cuvinte, poartă-te cum se poartă amantul, un amant. Sau, dacă vrei să zic un pic așa mai blând, poartă-te cu partenerul de viață așa cum te-ai purtat la început când ai vrut să-l cucerești. Că atunci erai foarte drăguț, foarte drăguță, erai foarte amabil, erai atent la toate nevoile, erai atent la ce spune, erai săritor și felul ăsta v-ați îndrăgostit. No, vreți să vă îndrăgostiți? Readuceți în relația voastră curtoazia de la începutul relației. Oameni buni, am 23 de ani de când sunt în relație cu soția mea. Constant între noi se întâmplă chestii de genul ăsta care se întâmplau în relația de cuplu, relația de prietenie. Pentru că e foarte important să recreezi contextul de atunci. Altfel, de ce ai fi atrăgător pentru partener când el nu se simte iubit de tine, nu se simte acceptat, nu se simte atrăgător, special? De ce ar fi atras de tine? Haideți să facem un pas înainte și să vorbim despre câteva lucruri care s-ar putea să facă click la unii din voi, eu sper că la toată lumea. Vom vorbi în continuare despre locul fericirii, da? Înainte de a intra în subiectul ăsta, ce vreau să vă spun este că eu voi vorbi acum în partea asta la modul general. În general, bărbații sunt așa, în general, femeile sunt așa. Admit, știu că unii bărbați sunt altfel decât majoritatea, iar alte femei sunt altfel decât majoritatea. De aceea, dacă eu voi spune ceva și nu ți se potrivește ție, speciei tale în care ești, nu spune, nu-i pentru mine. Nu. Dacă tu ești pe invers, atunci ia informațiile de la sexul opus. Și ca să stați mai liniștiți, vreau să vă spun că eu, de exemplu, nu mă încadrez în ceea ce se spune în general despre bărbați și soția mea nu se încadrează în general în ceea ce se spune despre femei. De aceea cred că este extrem de important ca voi să luați informațiile de aici, să le personalizați vouă și partenerului, da? Deci dacă nu vi se potrivește, gândiți-vă, eu fac parte din categoria cealaltă. Acum, în prima parte, vreau să mă adresez bărbaților și vreau să răspund bărbaților aceste întrebări pe care sunt convins că o au în minte. Cum pot eu să devin atrăgător pentru soția, pentru femeia din viața mea? Sexul pentru bărbați are o importanță deosebită. La bărbați, interesul ăsta pentru sex, practic, atinge apogeul. Hai să scot puțin prezentarea de pe așa, ca să se vadă mai bine.
Deci la cei mai mulți bărbați, fiți atenți aici, la cei mai mulți bărbați, interesul pentru sex crește și atinge apogeul pe la 18 ani. Sper că vedeți, da? Deci pe la 18 ani, să zicem că aici. Și pe parcursul vieții, interesul bărbatului pentru sex începe să scadă. Apoi bărbatul moare. Pe la 80-90 de ani, cât o fi. Ai înțeles bine. Toată viața bărbații vor fi interesați de sex. Iar ceea ce face pe un bărbat să fie interesat de sex este testosteronul, acel hormon specific masculin. Dacă la 18 ani nivelul de testosteron este scăzut, interesul acelui băiat este scăzut pentru sex. Dar dacă interesul pentru sex la 60 de, dacă testosteronul crește pe la 60 de ani, atunci interesul sexual crește. Și dacă la 80 de ani există multe testosteron într-un bărbat, atunci interesul pentru sex crește, este foarte, foarte sus. Așadar, doamnelor și domnilor, ce vreau să vă spun cu acest desen, sper eu că relevant pentru mulți dintre voi, hai să pun din nou prezentarea, ce vreau să vă spun este că bărbații, în general vorbind, sunt așa de interesați de sex datorită testosteronului. Nu pentru că-s bolnav, nu pentru că o să obsedați, nu pentru că-s nesătui, că așa vor ei. Au fost creați așa, cu mult testosteron. Repet, cei mai mulți bărbați. Bun, facem un pas înainte și vreau să vă vorbesc acum despre niște prostioare. Sper că nu aveți copii prin preajmă. Dacă îi aveți, vă rog frumos să îi trimiteți la culcare. Da. Ce aveți aici în imagine este o inimioară, partea de sus, reprezentând conectarea dintre noi, partea de relaționare, și partea de jos este locul fericirii, așa o să-l numesc de acum. Este practic locul fericirii care reprezintă partea sexuală din relația noastră, da? Deci partea de sus e partea de conectare, discuție, de conexiune, iar partea de jos este partea sexuală. Bun, cei mai mulți bărbați, după cum vedeți, sunt interesați de locul fericirii. Chestia asta pe femei le face să fie dezgustate. Băi, ce scârboși sunt ăștia! Doamne, numai sex le trebuie toată ziua! Doamnelor, aș vrea să vă spun un lucru care s-ar putea să nu vă placă unora dintre voi. Dacă bărbații ar fi fost interesați de tovărășie, așa cum multe femei ar vrea, ei și-ar fi luat un câine. Dar motivul pentru care ei sunt în relație cu femeile, cei mai mulți bărbați, sunt pentru că sunt interesați de locul fericirii, în special vorbind. Repet, pentru cei mai mulți bărbați. Știți ce nu înțeleg cei mai mulți bărbați? Că pentru a ajunge la locul fericirii, trebuie să ajungă la inimă. Trebuie să se conecteze cu femeile. Și când spun asta, trebuie să ajungă acolo la inima femeii cu trup și suflet. Adică să se conecteze 100% cu ea. Să o facă să se simtă atrăgătoare în ochii lui, să o facă să se simtă iubită, să o faci, domnule, să se simtă prețuită, protejată, să o alinți, să o răsfeți, să o faci să se simtă în siguranță emoțională cu tine, să o faci să se simtă acceptată exact așa cum este, chiar dacă după cei 2-3 copii pe care i-a născut nu mai are corpul perfect, tu să o accepți așa cum este și să-i arăți treaba asta. Domnule, să o îmbrățișezi și să o mângâi, chiar și când nu vrei sex, ce așa pur și simplu că ți este dragă. Vorbește, domnule, despre ea. Vorbește despre sentimentele ei, despre pasiunile ei. Vorbește despre ce o interesează pe ea. Asta poate să însemne copil sau casă sau haine sau despre corpul ei. Dar atenție, vorbește fără judecată. Nu vorbi disprețuitor, domnule, dacă tot ai deschis subiectul, că atunci se va îndepărta de tine și nu vei primi conectare seara. Te rog frumos să nu faci greșeala asta, domnule. Știi, toată ziua soția ta aleargă pe la job, vine acasă, mai are treburi prin casă cu copilul, mai face teme, mai spală, mai pune la spăla, mai întinde rufe, mai... Doamne, câte are de făcut! Și tu vii acasă de la muncă și tu vii obosit, că na,
amândoi sunteți obosiți și te pui în pat, la televizor, la știri, la fotbal, la mai știu eu ce, iar seara, ea după ce a muncit și la muncă și acasă, tu ai muncit doar la muncă, poate și tras un pui de somn de vreun sfert de oră, jumătate de oră pe canapea de la 6-7 seara și te-ai refăcut și când ajungeți în pat la 10-11 noaptea, ea e frântă, moartă, obosită și tu vrei sex. Te rog frumos, nu fă greșeala asta. Dacă vrei ca la 10 seara să fie disponibilă pentru tine, domnule, uite ce îți recomand eu. Când ai venit de la muncă, ajută-o. Pune și tu mâna și mai dă cu aspiratorul și șterge și tu un praf și mai spală un vas. Dacă are de gătit, stai și tu acolo lângă ea și ajută-o la curățat. Poate speli vasele în timp ce ea gătește. Nu știu, fă ceva astfel încât să terminați treaba repede prin casă. Și după aia, în loc să stea ea singură 4 ore la bucătărie, de la 6 seara până la 10 seara, va sta doar 2 ore, că 2 ore ai ajutat-o tu. Și la ora 8 seara toate treburile sunt gata. Și la 8 seara ea este mult mai odihnită decât la 10 seara. Și felul ăsta puteți să aveți parte de o seară romantică. Pentru că tu ai preluat stresul ei, ai preluat munca ei, ai preluat din poverile ei. Și felul ăsta îi ajungi la suflet. Pentru că ea vede că îți pasă de ea și vede că te gândești la ea. Nu te gândești numai la fundul tău, ca să nu zic la altceva. Da? Vreau să știți că pentru femei definiția perfectă a preludiului este pe la 6-7 seara, te invită pe tine să ai grijă de copil, să ai grijă de casă, să faci lecțiile cu copilul, să îl pui pe copil la culcare, în timp ce ea merge la un masaj, merge la o relaxare sau merge la sală sau doarme o jumătate de oră. Și după ce ea s-a relaxat și după ce ai terminat treburile prin casă, voi vă întâlniți și aveți parte de sexul la nebun. Asta este definiția perfectă pentru un preludiu pentru femeie. Pentru bărbat, preludiu perfect este tragi de ea, auzi, ești trează. Nu merge așa, domnilor, nu merge așa. Asigură-te că ajungi la inima femeii. Conectare înseamnă să ai grijă de viața ei, să ai grijă de viața emoțională, să preiei din stresul pe care ea îl are de-a lungul zilei și în momentul în care tu ajungi la inima ei, ce crezi? Ea îți dă verde către locul fericirii. Îți dă verde către locul fericirii. Așa cum vrei tu și cum ai nevoie. Dar e foarte important să înțelegi că traseul este pe sus, nu direct jos. Au fost bărbați care au fost aici și au auzit ce am zis, pentru că asta este calea cea mai bună și etică de a ajunge la locul fericirii. Așadar, domnilor, ca să fiți atractivi pentru soțiile voastre, ca să fie atrase de voi, trebuie să treceți prin inimă, să vă conectați cu ele trup și suflet. Vorbim puțin despre doamne. Majoritatea femeilor sunt interesate de locul ăsta, de locul de inimă. De inima bărbatului, adică vor conectare cu bărbatul, vor discuție, vor să stea, să se plimbe, vor să petreacă timp împreună, vor să stea așa pe terasă la o cafea, povestind despre ei, despre sufletul lor, despre relația lor, despre copii, despre job, despre viitor. Da, deci cele mai multe femei vor treaba asta. Ceea ce nu știu cele mai multe femei este că pentru a ajunge la inima bărbatului și a discuta despre lucrurile astea profunde, ele trebuie să treacă mai întâi pe aici, pe la locul fericirii bărbatului. Da, 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 doamnelor. Și când ajungeți acolo, trebuie să ajungeți cu trup și suflet. Așa cum el trebuie să ajungă la inima voastră cu trup și suflet, voi trebuie să ajungeți în locul fericirii cu trup și suflet. Ce înseamnă asta? Asigurați-vă, doamnelor, că nu sunteți plictisite, că nu sunteți, știți, cu ochii în tavan în timpul sexului, gândindu-vă oare când termină asta odată. Da, este nevoie să te aranjezi. Este nevoie să ai grijă de corpul tău, este nevoie, da, poate să mai slăbești puțin, sau poate este nevoie să tonifiezi mușchii, să mergi la sală, și da, poate este nevoie să spui mai da mai des la sex, sau poate este nevoie să inițiezi tu sexul, să nu-l mai lași doar pe el să inițieze, pentru că pentru cei mai mulți bărbați este o treabă extrem de stresantă, treaba asta cu inițiatul sexului, că dacă îl respingi, o, Doamne, cât de grav este pentru cei mai mulți bărbați să se simtă respinși când vine vorba de sex. Așa, mai bine ar fi să inițiezi tu, să scutești de treaba asta. Îți recomand să mai aveți parte de sex spontan. Adică, uite așa, ești pe la bucătărie, faci nu știu ce, când că ești odihnită pe la 6-7, nu ești chiar ruptă ca pe la ora 10-11 noaptea. Și vine el acasă și știi că lui îi trebuie mai des
ce te costă să oprești aragazul, bine, dacă nu-s copiii pe acasă sau nimeni altcineva, ce te costă să oprești aragazul și să-l iei în dormitor? Pentru foarte mulți bărbați treaba asta este wow. Repet, pentru foarte mulți, nu pentru toți, trebuie să vezi dacă bărbatul tău agrează gesturile astea, că s-ar putea să zică femeie, mi-e foame, lasă tu iubirea acum. Da. De asemenea, vreau să știți că pentru cei mai mulți bărbați este foarte bine și fain ca să fiți în pat creative, să fiți sălbatice, obraznice, chiar ușuratice. Multor bărbați le place treaba asta. Dacă bărbatul tău este genul ăsta, fă-ți partea. Pentru că ce se întâmplă este că atunci când tu ajungi cu trup și suflet aici, la locul fericirii bărbatului, el îți dă verde către inima lui. Îți dă verde către conectare, îți dă verde către discuțiile alea profunde pe care le aștepți de mult timp. Practic, da, se va conecta cu tine așa cum ai nevoie. Și dacă eu când eram mic era o vorbă care spunea că soluția către inima bărbatului este stomacul, no, astăzi cred eu că soluția către inima bărbatului este, celor mai mulți bărbați, este vreo 15 cm mai jos de stomacul. Da? Un pic mai jos. Bun, doamnelor, ce vreau să vă spun este că dacă pentru cele mai multe dintre voi sexul este doar o garnitură, e ceva așa, acolo dată la 3 luni, pentru cei mai mulți bărbați sexul este felul principal. Și dacă voi rezolvați problema asta, după aia lucrurile se vor rezolva foarte mult în relația voastră. Bun, statistica arată așa. O statistică făcută pe un eșantion de peste 70.000 de oameni. Ai auzit bine. Peste 70.000 de cupluri au participat la acest studiu, care s-a făcut în 24 de țări. Și conform acestei statistici pe care John Gottman a făcut-o, în 90% din cupluri, bărbații vor întâi sex și după aia conectare, iar femeile vor întâi conectare și după aia sex. Dar repet ce am zis mai devreme, s-ar putea ca să fie între noi bărbați care vor întâi conectare și după aia sex. Sau s-ar putea ca să fie femei care vor spune, ce atâta pălăvrăgeală, domnule? Sexul! Femei care vor întâi sex și după aia conectare. De aceea v-am mai pus și acest chenar. Cheia pentru a obține ce vrei tu este să-i dai partenerului ceea ce vrea el, nu ce vrea specia lui. Cu alte cuvinte, dacă tu ai auzit din seara asta de la mine că cei mai mulți bărbați vor întâi sex și după aia conectare, nu te du acasă și dai soțului sex că ai auzit de la Florin. Nu, 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 nu. Te duci acasă și dacă nu ai aflat până acum și nu știi, discută cu partenerul tău, cu soțul tău și întreabă, băi, pentru tine ce e mai importantă, discuția, comunicarea sau sexul, dacă încă nu ți-ai dat seama. Iar domnilor, interesați-vă ce este cel mai important pentru soțiile voastre. Și dacă descoperiți, doamnelor, că soții voștri vor mai mult conectare decât sex, dați-le întâi conectare. Domnilor, dacă descoperiți că soțiile voastre vor mai mult sex decât conectare, dați-le să sune. Aceea statistică, 70.000 de respondenți, 24 de țări, arată că cei mai determinați doi factori ai satisfacției maritale sunt prietenia și un sărut de 6 secunde zilnic. Deci dacă vreți să păstrați fantezia, dragostea, romantismul în relația voastră, vă recomand din suflet să investiți în calitatea prieteniei voastre. Și tot ce am zis în acest webinar de la început până acum, te ajută să devii un prieten bun pentru partenerul tău. Cu cât sunteți mai buni prieteni, cu atât calitatea relației sexuale este mai bună. Și plus, un sărut zilnic, fără motiv. Asta ajută foarte mult la a avea o atractivitate crescută. Fă-l să se simtă cum se simte cu amantul valoros acceptat special mascul sau femeie, da? Și, în concluzie, viața sexuală bună pe termen lung este o consecință a unei bune conectări în celelalte aspecte ale vieții. Adică dacă relația voastră este bună în toate aspectele astea despre care am vorbit, cu integritatea, autenticitatea, cu bunătatea, cu contul bancar emoțional și așa mai departe, atunci relația sexuală faină va fi o consecință. Vei deveni tot mai atractiv pentru partenerul de viață. Da? De ce nu reușesc unii în relația de cuplu?
Pentru că există un mit care ne-a intrat în mintea multora dintre noi. Un mit care spune, păi nu-i nevoie, mă, nu-i nevoie să mă învețe pe mine nimeni cum să-l iubesc pe partener. Nu-i nevoie să mă învețe pe mine nimeni relațiile. Nu trebuie să nu știe cineva ce e în relațiile noastre. Ați auzit mitul ăsta? Probabil că da. No, vreau să vă spun că John Gottman, omul despre care v-am mai vorbit în seara asta, la început era profesor de matematică și a avut enorm de multe probleme în relație și ce crezi? La un moment dat s-a săturat de câte probleme avea în relație și și-a zis, băi, eu nu mai vreau probleme, așadar a renunțat la matematică și s-a dus la facultate de psihologie, a devenit psiholog, a înființat Institutul de Cercetare al Relațiilor, numit Institutul Gottman, și a analizat acolo relațiile pe toate părțile. Și ghiște, una din concluziile la care a ajuns în urma tuturor studiilor și cercetărilor lui a fost asta. Iubirea se învață. Iubirea este predictibilă. Dragostea e predictibilă. Adică așa cum în matematică știi că 2 plus 2 fac 4, la fel în dragoste știi că atunci când ești autentic, devii atractiv pentru partener. Știi că atunci când minți, devii neatractiv. Adică lucrurile sunt clare. Nu e așa la plesneală. O, mă iubi, nu mă iubi. Nu. Lucrurile pot fi învățate. Noi putem să învățăm cum să ne iubim, cum să relaționăm și în felul ăsta, cu cât învățăm mai mult, cu atât calitatea relației este mai mare, învățăm puțin, calitatea relației este mai mică. Dar, din păcate, realitatea este tristă pentru că lucrurile sunt un pic pe dos când vine vorba de învățat despre relații. Și acum vreau să vă dau o statistică făcută în America. Nu cred că în România lucrurile sunt foarte diferite. Cifrele diferă, dar mentalitatea e la fel. Hai să vă spun despre ce e vorba. În America se întâmplă aproximativ 2 milioane de căsătorii anual. Și pentru aceste căsătorii se cheltuie aproximativ 72 de miliarde de dolari. Și din banii ăștia, sau banii ăștia sunt repartizați cam așa, în medie, pe o nuntă. Pe o nuntă se cheltuie aproximativ 20 de mii de dolari, din care 1.000 de dolari nuntă, verigheta, 3.657 luna de miere, cadouri de nuntă, fotograf, muzicieni, deci sunt foarte, foarte multe cheltuieli pe care se fac pentru o zi. V-am pus aici două poze. Nunta durează o zi, căsnicia durează o viață. Eu știu că în România cifrele sunt diferite, dar cred că mentalitatea este aceeași. Și anume, deși nunta durează o zi, doar facem tot posibilul ca să fie o zi perfectă. Adică, cu luni sau cu un an, doi înainte, ne gândim la ziua asta și o pregătim minuțios. Hainele, ținutele, mâncarea, tot meniul, invitații, culorile, fotograful, muzicienii, tot să fie perfect. Strângem bani, facem tot sacrificiul din lume ca să fie ziua perfectă. Și n-am nimic cu asta, foarte bine. Dar, când vine vorba de ziua de căsătorie, căsătoria care durează o viață, nu o zi, o viață, mă uit așa ca psihoterapeut, ca om, așa, ca om în societatea asta, mă uit în jurul meu și văd cât de preocupați sunt oamenii să investească în relația lor. Relație care se presupune că ar trebui să dureze o viață întreagă. Și mă uit și îmi dau seama că nici 1% nu suntem preocupați de relația de căsătorie din cât am fost preocupați de ziua anunții. Adică atunci când vine vorba să dedicăm timp să citim o carte, n-avem timp să citim cărți de cupluri. Să mergi la un curs, nu. Cine are timp de așa ceva? Să cumperi un curs, să dai bani pe un curs de relații. Du-te mă, lasă-mă, ce-s nebun. Să plătești o terapie de cuplu, nu. Și uite așa, ziua anunții, vedeți în stânga, arată foarte fain, lumină, soare, invitați, muzică, veselie, voie bună, hormoni pozitivi. Cele mai multe căsătorii, mai precis 84% din căsătorii, ca să nu vă dau de gândit prea mult, 84% din căsătorii arată ca cele din imagine. Plictiseală, rutină, nu-și mai vorbesc cei doi, când își vorbesc se ceartă, sau vorbesc lucruri banale, dar nu despre sufletul lor. Doar 16% din cupluri au o relație fericită. Te mai miri atunci. De ce sunt atât de multe probleme în relații? Păi nu învățăm oameni buni. Și asta nu este o presupoziție,
Aș vrea să vă dau studii oficiale. Ce vedeți aici cu cer, în cercurile alea reprezintă studiul ELI, European Long Life Learning Index. Este cea mai extensivă cercetare făcută la nivel european pe învățare de-a lungul vieții. Este o cercetare atât de serioasă încât pe baza ei se fac schimbări în legi guvernamentale pe baza acestei cercetări. E atât de extensivă și de riguroasă. Și conform cercetării, ca să nu lungesc vorba, România iese constant pe ultimul loc la dezvoltare personală, la dezvoltare profesională. Acolo unde se învață relațiile, acolo unde învățăm să relaționăm cu partenerul, cu copilul, cu bunica, cu prietenii, cu șeful, cu angajații, suntem pe ultimul loc în Europa, învățăm cel mai puțin. Și o altă statistică spune că 97% din români nu învață, nu fac dezvoltare personală. Doar 3% din oameni fac dezvoltare personală. Vă imaginați atunci că nici nu putem să avem mai mari pretenții de la relațiile noastre? Nu învățăm, nu avem cum să avem relații mai bune. Performanța în orice domeniu se face atunci când înveți. Am auzit foarte des vorba asta, eu pe baza intuiției știu ce să fac cu copilul meu, cu soțul meu, cu soția mea, nu trebuie să mă învețe nimeni. Cu tot respectul aș vrea să vă spun un lucru. Nu știu niciun domeniu, că e vorba de medicină, sport, business, literatură, ce mai vreți voi, în care intuiția să te ajute să faci performanță și doar atât. Că e vorba de sport, că e vorba de business, că e vorba de medicină, că e vorba de public speaking, că e vorba de training, coaching, terapie sau nu contează, omul care vrea să facă performanță trebuie să învețe. Învață singur, învață de la un profesor, învață din cărți, învață de la cursuri, nu contează, dar învață. Cu cât înveți mai mult, cu atât faci mai multă performanță. Orice jucător de fotbal sau de tenis, cât de bun o fi, el are un antrenor. Orice medic, cât de bun și talentat și intuitiv ar fi, învață continuu. Pentru că dacă nu învață, stagnează. De ce în relații credeți că ar fi altfel oameni dragi? Cum te aștepți să te înțelegi cu partenerul de viață când tu n-ai studiat cum funcționează creierul uman? Când tu nu știi psihologia relațiilor? Da, intuiția te duce până la un punct, dar este limitată intuiția. E nevoie să cercetezi lucrurile ca să vezi dincolo, mai mult din ceea ce au învățat alții. Motivul pentru care cred eu că trebuie să învățăm este ceea ce au zis cercetătorii de la Harvard despre motivul pentru care cred eu că trebuie să învățăm. Fiți atenți aici. Științific este demonstrat, pe o perioadă de peste 75 de ani, un studiu extrem de lung, e cel mai lung studiu care s-a făcut vreodată pe fericire. Și oamenii ăștia de la Harvard și-au pus o întrebare în mod constant timp de 75 de ani, deci constant, constant, constant. Întrebarea lor a fost: ce anume ne influențează cel mai mult calitatea vieții? Și după 75 de ani de cercetare, mii de oameni analizați, în fiecare săptămână erau analizați oamenii ăștia. Li se lua tensiunea, pulsul, respirația, analize de sânge. Deci au fost monitorizați săptămână de săptămână, pe perioadă, pe tot parcursul vieții lor. Și la final, concluzia cercetătorilor este: nu banii ne influențează cel mai mult calitatea vieții, nu mașinile, nu casele, nu hainele, nu jobul, ci relațiile. Tu dai seama? Dacă vrei să ai o calitate bună în viață, investește în relațiile tale. Pentru că relațiile, și uite aici cele patru puncte, relațiile îți influențează în mod direct sănătatea, longevitatea, activitatea creierului și fericirea sau împlinirea. Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii sănătos, să trăiești mult, să ai un creier sănătos, creativ și să fii fericit sau împlinit, este nevoie să investești în relații. Altfel, degeaba cheltui tu banii în toate domeniile respective, adică în sănătate, să mănânci sănătos, să mergi la sală, să mai știu eu ce să faci, în activități pentru creier, în mai știu eu ce alte activități, cheltui bani grei ca să-ți împlinești cele patru domenii de acolo, degeaba dacă nu investești în relațiile tale. De ce? Pentru că 90% din problemele vieții noastre vin din relații. Că or fi relații la job,
cu copilul, cu partenerul, cu mama, cu tata, cu noi înșine. De acolo vin 90% din problemele vieții. Iar problemele astea din relații vin la pachet cu stres mult, adică cu hormoni negativi. Iar hormonii ăștia, pe o perioadă îndelungată în corpul nostru și într-o măsură mare, ăștia ne îmbolnăvesc, ne afectează în mod direct sănătatea. Adică bolile, în rândul oamenilor care sunt, au relații toxice, sunt mult mai prezente. Boli de inimă în special, crește numărul depresiilor, crește hipertensiunea arterială, numărul accidentelor vasculare, crește foarte mult, afecțiunea ale ficatului, cancer, speranța de viață scade cu 4 ani în rândul celor care au relații toxice, cresc numărul viciilor în rândul persoanelor care au relații toxice, drog, alcool, tutun și altele, pentru că e mult stres, trebuie să țineți amarul în ceva, atunci te duci în vicii, crește obezitatea în rândul oamenilor care au relații toxice pentru că nu mai pot procesa grăsimile în mod corespunzător, da, scade productivitatea, creativitatea, deci e foarte, foarte vastă problema asta a relațiilor disfuncționale. Așadar, vreau să-mi fac conștienți de un lucru. Noi oricum cheltuim bani în viața asta, dar îi cheltuim prost. Investim în niște domenii care credem noi că ne vor aduce fericire, sănătate, longevitate, în timp ce faptul că avem relații toxice ne anulează toate eforturile pe care noi le facem în direcția respectivă. Așadar, noi oricum dăm niște bani, dar sfatul cercetătorilor, sfatul științific, nu al meu, este dacă tot dai banii, dă-i pe relație. Acolo este investiția cea mai sănătoasă pentru că obții rezultatele dorite. Științific vorbind, investițiile pe care noi le facem în relațiile noastre sunt cele mai bune investiții pe care le vom face. Dacă noi nu investim în relații, atunci costurile vor fi mult mai mari mai târziu. Și un alt motiv pentru care cred eu că trebuie să investim în relațiile noastre sunt copiii noștri. Când caii se bat, mânjii mor călcați în picioare. Dragi oameni, atât de mult aș putea să vorbesc despre subiectul ăsta. Vorbesc mai mult la webinarile de parenting. Studii întregi arată că în relația unde, în familia unde părinții au probleme, copiii au probleme. Când părinții nu se înțeleg, creează un mediu de nesiguranță emoțională în care copilul crește dezechilibrat emoțional. Iar dezechilibrul ăsta emoțional îl afectează pe copil la școală, în societate, în relații, în familia lui, la job. Crește rata infracționalității în rândul acestor copii, crește rata abandonului școlar în rândul acestor copii. Așadar, un motiv serios pentru care cred eu că ar fi bine să investești în relațiile tale sunt copiii tăi. Bun, și acum, dragi oameni, pentru toți cei care vreți să învățați mai mult despre relații, înainte să vă răspund întrebărilor voastre, aș vrea să vă vorbesc despre programul meu online, Noi Doi. Este un program de relații, nu doar relații de cuplu, ci relații cu toți oamenii, pentru că sunt principii despre relații puse în programul ăsta. Este un program bazat pe psihologie practică în special, psihologie pe care am studiat-o ani de zile, este experiența mea de peste 22 de ani de relație cu Ana, acumulată, analizată, structurată și pusă în programul ăsta de aproximativ 30 de ore de informație. Este un program online care durează 8 săptămâni, pentru că are 8 module pe care le fac în fiecare săptămână. Și dacă vi s-a părut folositoare informația din această oră, aș vrea să vă imaginați ce vă pot oferi în 30 de ore. Da? Așadar, acum vreau să vă vorbesc despre programul meu online și am rugămintea să mai rămâneți cu mine alături până la final, ca să vedeți de ce cred eu că ar fi bine să investiți în acest program online, care cred eu că vă schimbă viața și nu o zic eu, o zic cei aproape 1000 de oameni, 1000 de cupluri, adică sunt aproape 2000 de persoane care au cumpărat până acum programul ăsta, care mărturisesc că viața lor s-a schimbat. Și ca să scăpați de acest stres, că poate vă întrebați cât costă programul, prima dată vreau să vă spun cât costă programul, după care o să vă zic ce conține programul, ca să aveți timp să vă faceți calcule, cât costă programul, ce valoare vă oferă în program, cât de mult vă poate fi îmbunătățită viața, da?
Să vedeți dacă ăsta e momentul vostru să intrați în acest program. Bun, prețul este acesta. În stânga vedeți 497 de euro prețul standard, dar la plata integrală este de 297 de euro. Ăsta e prețul pe care îl voi avea pe 17 septembrie, când voi lansa ediția 4. Eu cursul ăsta îl predau live, deci nu este un curs înregistrat și pus pe platformă, ci este un curs pe care îl predau de fiecare dată, fiecare ediții. Și acum eu sunt la ediția a treia și predau cursul ediției numărul 3. Sunt vreo 400 de oameni, peste 400 de oameni care sunt în program acum. Și pentru că mai este până pe 17 septembrie, prețul pentru voi care sunteți acum la webinar este de 177 de euro, pentru că îl cumpărați cu aproximativ 2 luni de zile mai devreme de lansare. Vreau să știți că pe măsură ce mă apropii de 17 septembrie, prețul tot va crește, adică discountul ăsta va scădea, nu va mai fi 120 de euro reducere la plata integrală, ci tot mai puțină reducere. Deci asta e plata integrală, 177 de euro. De asemenea, la plata în rate, pe 17 septembrie, la lansarea programului, va fi 344 de euro, dar pentru voi acum, cu 2 luni de zile înainte, aveți posibilitatea să achiziționați programul cu 200 de euro în 3 rate. Prima rată în seara asta, până la ora 12 noaptea, 67 de euro. A doua rată o plătiți peste 4 săptămâni, iar a treia rată peste 8 săptămâni. Deci acum, peste 2 săptămâni, peste 4 săptămâni și peste 8 săptămâni, cele 3 rate de câte 67 de euro. Puteți să plătiți și în euro se plătește, sau pentru cei care sunteți în străinătate, dacă ne scrieți, vom găsi o modalitate și pentru voi care sunteți în străinătate. Da? Uite, vă las aici o adresă de e-mail tuturor celor care poate aveți ceva, întâmpinați ceva probleme la plată și veți avea, vă rog să ne scrieți pe această adresă de e-mail ca să vă răspundem, da? Bun, și acum, haideți să vă vorbesc despre conținutul programului, să vedeți ce informație veți primi ca să știți la ce vă băgați în cazul în care considerați că viața voastră poate să arate mai bine. În primul modul vorbim despre valorile noastre. Ce sunt valorile noastre? Sunt cele mai importante lucruri pentru noi. Sunt lucrurile pe care noi suntem dispuși să ne cheltuim timpul, banii, energia, cele mai importante resurse pe care le avem, da? Vreau să te întreb, știi momentul ăla când ceea ce este cel mai important pentru tine, adică valorile tale, sunt disprețuite de către partenerul de viață? Știi momentul ăla când e foarte important pentru tine să ai grijă de copil sau de casă sau să înveți și partenerul nu te sprijină? Știi cât de mult suferi? Sau știi cum este ca tu să nu-ți poți investi timpul, banii și energia în direcția valorilor tale, adică în direcția ceea ce este important pentru tine, pentru că partenerului nu îi se pare așa de important? Știi cum este când partenerul îți reproșează mereu că tu te investești pe tine sau banii tăi îi investești acolo în direcția valorilor tale? Știi ce deranjant este? Știi când valorile tale diferă atât de mult de valorile partenerului și parcă sunteți din lumi diferite? Pentru tine este foarte important cuplul, să zicem, relațiile, prieteniile, dezvoltarea personală, iar pentru partener poate fotbalul, prietenii, berea, mașina, jobul. Și te uiți la valorile tale și zici, bă, n-avem nimic în comun? Nu, vreau să spun că în primul modul înveți cum poți să trăiești lângă un partener cu care ai, sau față de care ai valori diferite. Tu ai niște valori, el are valori total diferite. Cum puteți să vă puneți împreună astfel încât să conviețuiți și cu bucurie, cu drag, nu așa cu relații toxice, da? Învățați în acest prim modul cum puteți să trăiți în valorile voastre fără ca partenerul să vă mai reproșeze că voi vă trăiți valorile. Și de asemenea, o să vă ajut să descoperiți care sunt valorile voastre și care sunt valorile partenerului ca să puteți viețui mai bine. Bun, haideți să vă spun despre ce conține modulul 2.
Știi cum este să fii criticat mult de către partener și cum, mai ales cum este să fii criticat din iubire, știi? Când se spune, mă, dacă nu-ți spun eu, ăla care te iubește, cine să zică? Eu te critică, doar persoana care te iubește. Și atâta te critică și atâta îți dă în cap, de-ți vine să spui, dar mai bine nu mai iubi, dacă iubirea pentru tine înseamnă să mă tot critici. Știi ce înseamnă să fii înjosit și umilit de către partener? Știi când te tratează ca pe un copil mic și prostuț? Știi când mereu te învinuiește și mai mereu tu trebuie să te simți vinovat sau vinovată în diferitele situații din relația voastră? Știi cum este când mereu îți cere partenerul ca tu să te schimbi? Că ce faci tu nu-i corect? Când simți, gândești sau acționezi diferit de el, te interpretează ca fiind greșit, nu doar diferit, ci greșit, și îți pretinde să te schimbi? Toate comportamentele astea arată că tu sau partenerul de viață jucați unul din cele trei roluri despre care am vorbit mai devreme, persecutor, salvator sau victimă. Soluția este, conform lui Steven Karpman, al lui Eric Berne și al lui John DeMartini, soluția este ca să ieși din aceste trei roluri neetice și să adopți rolul de adult emoțional. Și în acest modul te învăț pas cu pas cum să ieși din persecutor, salvator și victimă și să devii un adult emoțional. Un om care respectă pe ceilalți, îi valorizează și mai mult cum să-l ajuți pe partenerul tău să se comporte cu tine în felul ăsta. Astfel încât să aveți o relație sănătoasă, fără negativism, fără judecată, fără lipsă de respect și fără încercări de a vă mai schimba unul pe altul. Modulul 3 îl abordez din perspectiva teoriei atașamentului, teoria lui John Bowlby, evident că sunt și alte influențe, dar în special teoria atașamentului. Și aici mă uit la adevăratele cauze ale problemelor din relațiile noastre. Este foarte important să ne uităm la cauze, pentru că dacă nu rezolvăm cauzele, nu vom rezolva comportamentele, adică simptomele. Vreau să știți că toate simptomele, toate comportamentele noastre negative nu sunt decât niște simptome ale unor cauze, adică ale unor răni emoționale. În capitolul 3 vorbim despre răni emoționale. Cum se produc ele, cum s-au produs mai ales în trecutul nostru și în copilărie și 2, răni emoționale pe care noi le activăm sau le întărim în relația de cuplu. Și cele două rând despre care vorbesc în acest modul sunt rana de respingere și rana de abandon. Rana de respingere o are evitantul, rana de abandon o are anxiosul. Ce înseamnă să fii evitant? Știi, poate te recunoști. Îți dorești spațiu pentru tine, vrei mai multă liniște, îți place mai mult singuratic, îți place să stai așa în lumea ta. Citind, meditând, uitându-te la televizor, gândind, era anxios, să uite la tine și te interpretează ca fiind rece, distant, fugar, te interpretează că vrei să pleci din relație și se activează și începe să-ți reproșeze. Dar iar nu vorbești, dar iar nu mă bagi în seamă, dar iar nu! Și tu te simți invadat, simți că-ți ia spațiu, că-ți ia aerul, te simți sufocat cu iubirea lui. Ei bine, în acest modul înveți cum să-ți iei spațiu fără să par rece, distant sau indiferent. Nimeni nu ne învață treaba asta, dragi oameni. Noi suntem învățați cei mai mulți cum să ne conectăm cu partenerul. Dar cum să te deconectezi în mod etic, unde ai învățat asta? Nicăieri. De asemenea, există a doua rană, rana de abandon, pe care o are anxiosul, persoana anxioasă, da? Este persoana căreia este frică tare de singurătate. Este persoana care se teme să nu fie abandonată. Și această persoană, poate te recunoști, este o persoană care vrea foarte multă iubire. Vrea să-și arate iubirea, vrea să primească iubirea. Și dacă ești în situația asta, ai văzut că atunci când tu vrei să-ți arăți iubirea, partenerul interpretează că îl sufoci, că ești agasantă, sau că îi furi intimitatea și tot fuge tot mai mult, tot se retrage tot mai mult. Ei bine, în acest modul înveți cum să te apropii de partenerul tău fără să-l îndepărtezi și mai tare. Înveți cum să te apropii de el fără ca să se simtă sufocat. Înveți cum să te apropii de el încât să vorbească, nu să se închidă în cochilie ca broască țestoasă
și să refuze interacțiunea, comunicarea, relația sexuală, relația intelectuală, emoțională și așa mai departe. Da? Mi se pare un modul extrem de important. Modulul 4 îl abordez în perspectiva lui de Martini, Harville Hendricks, un mare psihoterapeut, și Eric Berne, un mare psiholog și psihoterapeut. În acest capitol 4 continui tot ceea ce am vorbit până acum, pentru că vă vorbesc despre cum să creezi un mediu securizant. De ce este important acest mediu securizant? Ei bine, în mediul nesecurizant se produc rănile emoționale. Mediul nesecurizant este acel mediu în care ne disprețuim, ne lovim, ne judecăm, ne punem la colț unul pe altul, nu ne validăm emoțiile, nu ne conținem unul pe altul. Acolo, în mediul ăla, se produc rănile emoționale. Nu, aici te învăț în mediul 4 cum să te porți cu partenerul tău, cum să fii tu, astfel încât să creezi un mediu de siguranță emoțională. Da? De asemenea, o să te învăț cum să te porți cu partenerul tău când te acuză exact de ceea ce face el. Știi momentul ăla? Când exact ce face el te acuză pe tine. Și ție îți vine să spui, bă, dar tu nu vezi că tu faci exact același lucru? De asemenea, înveți aici ce să faci când partenerul se poartă agresiv cu tine fără să-l aprinzi și mai tare. Cum să te porți când partenerul este agresiv cu tine sau este nervos și tu te simți un nimeni sau un nimic în fața lui. Știi momentul ăla când te face cu ouă și coțet și îți vine să-ți pui mâinile în cap și te simți mic, mic de tot, înjosit, umilit, rușinat? Știi momentul ăla când nu știi cum să vorbești cu partenerul că parcă din orice se enervează? Nici nu-ți vine să respiri, că zici, bă, îl deranjezi cu orice. Iar aici tot timpul lângă tine. No, aici o să te învăț cum să te porți cu oamenii din jurul tău, nu doar cu partenerul, oamenii ăștia rici, oamenii care se activează la orice, oamenii care se aprind la orice, oamenii care se enervează extrem de repede. Asta înveți aici. Modulul 5, vorbim despre stima de sine din perspectiva lui Demartini și a lui Maxwell Maltz. De fapt, aș vrea să știți că tot subiectul ăsta cu stima de sine, practic este un subiect de la început până la final, pentru că principala cauză a problemelor pe care noi le avem în viață vin dintr-o stimă de sine scăzută, pentru că noi îi tratăm pe ceilalți după cum ne tratăm pe noi la nivel inconștient, spune Demartini. Și o să vă arăt în programul ăsta în ce fel noi ne tratăm pe noi în mod nerespectuos, abuziv, de aceea îi tratăm și pe ceilalți așa. Poate simt convins că nu-ți dai seama că tu ești dur cu tine, că tu te biciuiești, că tu te învinuiești foarte mult, că tu nu te respecti pe tine, nu te iubești pe tine și de-aia tu nu reușești în relația de cuplu să fii cum trebuie. Și vreau să mai știți un lucru. Daniel David, cel mai bun psiholog român contemporan cu noi, a făcut un studiu în care au fost incluse vreo 53 de țări, iar studiul pe stima de sine, iar România a participat la studiul ăsta și a ieșit pe locul 47. Un amărât de loc 47. Cu alte cuvinte, stima de sine a poporului român e foarte scăzută. 67% din români mărturisesc că stau prost cu stima de sine. Vă dați seama, 67% de români. Dragi oameni, dintr-o stimă de sine scăzută pleacă toate belelele în viața noastră. De aceea îmi dedic un modul întreg doar pe creșterea stimei de sine, dar repet, toate modulele sunt concepute în așa fel încât puțin câte puțin cresc stima de sine, astfel încât tu să fii un om care ai o stimă de sine crescută și să poți face performanță în viață. Fie că este vorba de relația de cuplu, la jobul tău, în hobby-urile tale, în sportul pe care îl practici, te va ajuta stima de sine crescută enorm. Deci noi avem nevoie de o stimă sănătoasă în toate aspectele vieții noastre. Și în urma acestui modul, practic vei învăța cum să-ți iei puterea interioară înapoi, cum să trăiești tu în filmul vieții tale, cum să te respecti tu pe tine, astfel încât și celorlalți le fie ușor să facă asta față de tine.
Vreau să știți că continuăm subiectul nostru și ajungem la modulul 6. V-am zis că sunt 8 module, da? În modulul 6, sau modulul 6 îl abordez din prisma teoriei autodeterminării, teorie lansată de Richard Doyen și Edward Deci. Sunt cei doi oameni care au vorbesc despre teoria autodeterminării sau acelor trei nevoi psihologice de bază. Este teoria cea mai sau este cercetarea cea mai extensivă făcută vreodată pe schimbarea comportamentului uman. Cum să schimb comportamentul uman într-un mod etic, fără să rănești, fără să disprețuiești, fără să judeci, fără să rănești, o las așa. Cum să schimb comportamentul uman? Și acum, vin acești doi cercetători care de peste 20 de ani studiază problema și zic așa. Fiecare ființă umană se naște cu aceste trei nevoi psihologice de bază. Nevoia de conectare, de competență și de control. Ce înseamnă nevoia de conectare? Să te simți iubit, respectat, valoros, v-am scris acolo. Da? Și nevoia de competență la fel, nevoia de control la fel. Ei bine, dragi oameni, vreau să-ți adresez câteva întrebări. Te simți cumva în relația cu partenerul tău, că el nu te înțelege, nu te consideră valoros, nu te respectă sau te compară cu altcineva vrând mereu să te schimbe? Dacă da, înseamnă că nevoia de conectare nu ți este hrănită. Te voi învăța în acest program cum să vă hrăniți unul altuia nevoia de conectare, astfel încât să vă simțiți respectați, doriți, unici, speciali și așa mai departe. 2. Simți cumva că partenerul nu te sprijină în dezvoltarea ta? Simți cumva că nu te sprijină să te autodepășești, să-ți atingi potențialul maxim și îți dă mereu practic peste cap în momentul în care vrei să realizezi și tu ceva? Înseamnă că nevoia de competență, cea de-a doua, nu ți este hrănită și aici o să vă învăț cum să vă hrăniți unul altuia nevoile, această nevoie de competență și cum să-ți atingi tu potențialul maxim. 3. Simți cumva că libertatea ta ți este încălcată? Că nu poți să decizi pentru tine, că nu poți să nu te poți simți liber să simți, să gândești, să acționezi așa cum ai nevoie, înseamnă că nici a treia nevoie nu ți este hrănită, cea de control sau autonomie. Evident că te voi învăța cum să faci lucrul ăsta. Și acum am văzut aici, cu coada ochiului, ce a spus Maria și a aprobat Oana, și că noi știm multă teorie, dar practica e mai grea. Dragi oameni, rezonez cu ce spuneți voi și aș vrea să vă spun un lucru. Tocmai pentru că știu că multă lume știe teorie, dar nu poate să pună în practică, am construit acest curs și am văzut aici ce a spus ceva Gabriela, n-am reușit să citesc tot, dar am văzut ceva despre exerciții spunând și teme. Vreau să vă spun că știu despre ce vorbiți, că e foarte greu să pui în practică niște informații. Tocmai de aceea cursul meu este, aș putea să zic, ca timp pe care îl petreci, poate 50% ascultând teoria și minim 50%, dacă nu chiar 40% teoria și 60% exercițiile. De ce am pus atâtea exerciții în cursul ăsta? Pentru că exercițiile pe care le-am pus au rolul de a-ți impacta creierul limbic, creierul emoțional, amigdala, astfel încât să ajungi să faci niște lucruri fără să te mai chinui, să ajungi să faci niște lucruri fără să te zgârii și fără să strângi din dinți și să-ți iasă ochii din cap, că mamă cât efort depui. Exercițiile sunt în așa fel construite, astfel încât pas cu pas creierul tău emoțional este impactat de puterea exercițiilor, încât îți va veni natural să faci niște lucruri pe care te-ai chinuit să le faci ani de zile. De aceea cred că este atât de valoros acest curs. Nu atât de mult prin puterea informațiilor, deși cred că minim 40-50% din curs este revelator ca informație, ci în special datorită exercițiilor pe care le-am pus aici, corelate cu informația, care te vor ajuta să faci, uite așa, să pui în practică ceea ce ai depus. Evident, dacă îți faci temele. Dacă nu, te va ajuta 50%. Bun, și ajungem la ultimele două module. Convingeri limitative despre cuplu, convingeri pe care le abordez din două perspective. Perspectiva lui Joe Dispenza, Anthony DeMello și din perspectiva mea. Te-ai gândit vreodată de ce ți este așa de greu să te comporți diferit cu ceilalți?
este tocmai ce spunea mai devreme Maria. Că ne este greu să punem în practică. Te-ai întrebat de ce ți este atât de greu să pui în practică niște comportamente pe care, sau niște o teorie pe care ai acumulat-o? Sau de ce niște comportamente pozitive durează atât de puțin, după aia iar te lași de ele? Sau te-ai întrebat vreodată de ce ai atât de multă suferință în relația ta? Ei bine, răspunsul este comun. Durerea este un semn, uite ce spunea Anthony de Melo. Durerea este un semn de boală în corp, iar suferința este un semn de boală în convingere. Cu alte cuvinte, dacă noi mai avem parte de suferință în relațiile noastre, este pentru că avem probleme în convingerile noastre despre cuplu. Dacă noi încă nu putem să punem în practică niște comportamente, înseamnă că avem probleme în convingerile noastre care nu ne lasă să punem în practică acele comportamente. Eu cred în teoria cognitiv-comportamentală care spune așa: convingerile noastre ne determină stările emoționale, cum ne simțim, adică chimia corpului nostru. Atunci se secretă tot felul de hormoni. În funcție de gândurile noastre, se secretă niște hormoni în corp. Și în funcție de stările noastre emoționale, noi ne vom comporta într-un anumit fel în relațiile noastre. Așadar, dacă noi nu ne putem comporta diferit, înseamnă că avem încă niște convingeri nesănătoase care ne conduc viața. Pentru cei care nu știți, convingerile noastre ne guvernează întreaga viață. De aceea, dragi oameni, vreau să știți că am încercat să adun din toată experiența mea de viață care au fost cele mai cumplite convingeri limitative care ne dau relațiile peste cap. Le-am pus aici, le vedeți pe cele 8. Și o să vă arăt în acest program de ce cred eu că sunt niște convingeri disfuncționale și o să vă arăt evident varianta etică, sănătoasă, care să vă ajute să puteți să vă puneți relația pe picioare. Și ultimul modul este completarea modulului 7. De ce? Pentru că, conform lui Demartini, faptul că am învățat niște convingeri noi, și acum te-aș ruga, Maria și Oana, să fiți foarte atente și toți cei care aveți preocuparea asta, de ce nu mă ajută faptul că am învățat o teorie nouă, de ce nu mă ajută în practică, Demartini vine și spune așa: păi nu poți să aplici convingerile noi în viața ta, atât timp cât în mintea ta sau partea ta de minte, partea ta emoțională, îți este condusă în continuare de autoritățile care, de la care ai împrumutat convingerile respective. Cu alte cuvinte, la nivel emoțional, noi suntem încă conduși de persoanele de la care noi am împrumutat convingerile respective. Fiecare dintre noi am învățat la un anumit moment în viața noastră convingerile care ne conduc nouă viața. De la niște autorități. Cine sunt aceste autorități? Oricine din viața noastră poate fi. Mama, tata, o bunică, un bunic, un unchi, un prieten, un frate mai mare, un lider religios, un lider din domeniul dezvoltării personale, un star. Oricine poate să fie o persoană pe care noi o admirăm și am împrumutat convingerile ei, convingeri care ne conduc viața. Dacă noi vrem ca să-și facă efectul în viața noastră convingerile noi, nu alea vechi, e important nu să scăpăm de convingerile vechi, ci este important să scăpăm de autoritățile care încă ne guvernează nouă partea emoțională, viața noastră. Și în acest ultim modul vă învăț cum puteți să dezinvestiți autoritățile de puterea pe care le-ați dat-o, cum puteți să luați puterea voastră înapoi și să vă trăiți propria viață, nu după cum v-au învățat ei de-a lungul vieții, ci să trăiți viața după cum vreți voi. Să vă rescrieți scenariile de viață, să vă refaceți cărările neuronale, să aduceți în viața voastră noi gânduri, noi tipare care să vă conducă viața. Așadar, informația este extrem, extrem de importantă, de valoroasă și o informație care cu toată umilința, vă zic, o informație care îți dă viața peste cap.
Știu că acest program este foarte intens. Știu că este un program cu o informație care te poate zdruncina. Sunt unii oameni care cred că nu ar face față la profunzimea mesajului și exercițiilor care sunt în programul ăsta. De aceea nici nu se înscrie toată lumea. Sunt oameni care sunt pregătiți pentru acest pas, oameni care încă mai așteaptă. Ce aș vrea să vă spun, dacă rezonați cu ce v-am zis eu acum, dacă simțiți că sunteți oameni care vreți să munciți cu voi, dacă știți că sunteți oameni care lucrați, care vă furnică degetele și vă vine să spuneți, eu nu mă mulțumesc cu puțin, eu vreau mai mult de la relația mea. Dacă sunteți oameni care sunteți preocupați de dezvoltare personală, dacă sunteți psihologi, psihoterapeuți, deja știți că cât de multă valoare este în cursul ăsta. Până acum am peste 10 persoane care sunt de profesie, psihologi, psihoterapeuți, psihologi clinicieni, coach, cadre didactice care știu valoarea informației din acest program. Imediat, Horatiu, o să vă spun în ce zi a săptămânii și la ce oră și alte lucruri care țin de organizare. Da? Imediat. Aș vrea să vă reamintesc prețul. Pe scurt, 177 de euro la plata integrală. Vă reamintesc că va crește imediat prețul la 197, la 247 și apoi la 297. Și la plata în rate, 201 euro în 3 rate de câte 67 de euro. În seara asta prima rată, peste 4 săptămâni a doua rată, peste 8 săptămâni a treia rată. Da? Bun, vreau să mai știți că alături de mine am 4 experți care în relații, care îmi sunt foarte dragi și împreună cu fiecare am obținut câte, în urma interacțiunii cu ei, niște informații foarte valoroase pe care le-am filmat și vi le ofer și vouă. În total sunt peste 6 ore de informație pe care acești oameni dragi mi le-au oferit mie ca eu să vi le ofer vouă. Cu Urania Cremene discut despre cele 3 nevoi psihologice de bază aplicate în relația de cuplu. Cu Gaspar Gheorghe vorbesc despre cum să te înțelegi cum să se înțeleagă cei doi parteneri, unul evitant și unul anxios, dar unul care vrea mereu să fugă din relație și altul care fuge după partener. Cu Andreea Liptac-Spiridon despre stima de sine în relația de cuplu. Și acum Horatiu și toți ceilalți vreau să vă dau alte detalii organizatorice. Deci, este un curs experiențial, este unul dintre puținele cursuri experiențiale din lume. Ce înseamnă asta? Nu este un curs filmat, înregistrat și pus pe o platformă, ci este un curs care se predă live. Adică, în fiecare seară de joi seara, în fiecare zi de joi seara, de la ora 6, eu stau live cu cursanții. Cât durează cursul? Nu știu. Poate să a durat și uneori și 2 ore, alteori a durat 4 ore. Important este ca în seara respectivă eu stau alături de oameni până le predau toată informația și până le pot răspunde întrebărilor pe care le au cu privire la teorie sau la exercițiile pe care le dau. Scopul meu este ca la finalul serii fiecare om să înțeleagă ce am spus și ce are de făcut în săptămâna următoare. Deci, în fiecare joi seara, timp de 8 săptămâni, ne întâlnim la curs live. Stau acolo cu oamenii, facem pe platforma Zoom, ne vedem față în față, ei își activează camera, eu îi văd, ei mă văd pe mine, se văd ei între ei și stăm acolo până când toată lumea înțelege. Este un curs care avem și o platformă de Facebook, adică o platformă, un grup de Facebook, în care toți cei care sunt în program intră și în grupul ăsta de Facebook și acolo orice doleanță, orice problemă, orice întrebare o ai legată de relații, o scrii și primești răspuns. Fie că este un răspuns de la mine, fie că este un răspuns de la ceilalți cursanți care au înțeles teoria și îți vor da informații. Dar primești răspunsuri multe. Primești 5, 10, 20, 30 de răspunsuri la o întrebare pe care tu o adresezi. Îți dai seama cât de mult ți este îmbogățită informația, viața. Apoi, vreau să răspund acestei persoane care m-a întrebat, cursul e live, dar se înregistrează? Da, Alina, se înregistrează. Și anume, lucrurile sunt așa. Eu joi seara sunt live cu toți cursanții,
care pot să fie, dar vineri se urcă pe platformă înregistrarea cursului de joi seara. Nu doar înregistrarea video, ci și înregistrarea audio, sau da, poți să descarci și varianta audio, descarci prezentarea PowerPoint pe care am prezentat-o în seara respectivă, plus toate materialele, PDF-urile cu exerciții, cu teorie suplimentară, pagini întregi de teorie suplimentară sau alte videoclipuri suplimentare pe lângă ceea ce am spus în seara precedentă. Toate informațiile astea rămân pe o platformă la care tu ai acces pe viață. Tu și partenerul tău. Asta e foarte, foarte important. Adică voi plătiți cursul doar o singură dată și intrați două persoane. Da? Partenerul tău nu trebuie să plătească suplimentar. Și acest curs este al vostru pe viață. Deci, Felix, ți-am răspuns și ție întrebări și Alinei și tuturor celorlalți. Cei care vreți să plătiți, am uitat să vă, Doamne, oameni buni, am uitat să vă încarc asta. Deci acum, în dreapta, aveți oferta de preț pe care trebuia să vă încarc mai devreme. Deci toți cei care vreți să plătiți, apăsați pe butonul de jos și veți fi redirecționați către pagina de plată. Da? Și aveți acolo posibilitatea să plătiți cash. Nu cash, Doamne, cu cardul sau prin transfer bancar, în rate sau integral. Dacă sunt persoane care aveți probleme, întâmpinați probleme la plată, vă rog să-mi scrieți la această adresă de e-mail, florin@edukiwi.ro. Este adresa de e-mail pe care v-am pus-o acum în chat, da? Elena, sincer să fiu, au fost atât de mulți oameni care au plătit din străinătate, dar acum îmi dau seama că nimeni nu m-a întrebat pe mine cum se poate plăti din străinătate și, sincer, nu știu cum se poate treaba asta. Dar, Elena, uite ce te rog, tocmai ți-am pus adresa de e-mail, scrie-ne, te rog, în seara asta sau mâine dimineață și vei fi direcționată sau îndrumată ca să poți plăti, ok? Aș vrea să vă mai spun un lucru care mie mi se pare interesant. Felicitări, Felix, pentru decizia pe care ai luat-o de a plăti și mai am mai văzut acolo încă vreo câteva persoane care au zis că au plătit. Așa. Ce vreau să vă mai spun este că în varianta clasică, când un curs este înregistrat, din 100 de oameni care intră în curs, doar 3% din oameni ajung la finalul cursului. Adică 97% din oameni dau banii degeaba. Asta înseamnă că nu obțin rezultate. În varianta asta de curs live, cum fac eu, până acum, cel puțin la mine, din 100 de oameni care au intrat în curs, peste 70% au ajuns la final. Asta înseamnă că oamenii ăștia vin, ascultă, fac exerciții și obțin rezultate. De aia, rezultatele din viața cursanților mei sunt atât de spectaculoase pentru că ei participă la curs. Fiind acolo live, parcă te mănâncă degetele. Nu-ți vine să stai, să știi că toți colegii sunt pe platformă și tu nu. Și nu-ți vine să tot amâni, lasă că o asculta eu. Dacă chiar ești acasă și nu ești foarte ocupat cu jobul sau cu altceva, vei fi pe platformă. Și este un vibe foarte, foarte fain. Bun, așadar, dragi oameni, startul pe 17 septembrie, 8 săptămâni durează, în fiecare seară de joi seara, este un curs pe viață. Da, și Teodora spune că a plătit din Germania direct pe contul cursului și nu a fost nicio problemă. Aha, super, felicitări, Teodora, mulțumesc. Așadar, pentru Elena, și tu așa poți să faci, apasă, te rog, pe butonul respectiv, Elena, și vei fi redirecționată și se face, cred că, conversia automată. Anca mă întreabă, evitantul ce rană are? Evitantul are rana de respingere, a tot fost respins în viață și ca să nu mai fie respins, se retrage, iar anxiosul are rana de abandon. Și ca să nu fie abandonat, va sta foarte agățat de ceilalți oameni. Felicitări, Alina, îți mulțumesc și ție pentru că ai achitat. Felicitări pentru decizia pe care ai luat-o. Nu o să regretați niciunul dintre voi. Aș vrea să vă reamintesc ce v-am spus mai devreme. 90% din problemele vieții vin din relații. Așadar, dacă vrei să te poți bucura de casă, de mașină, de job,
de copil, de tot ce vrei tu, este foarte important să investești în relațiile tale. Cu cât relația ta este mai bună cu cel lângă care trăiești, cu atât te poți bucura și de lucrurile pe care le ai. Altfel, în certuri, în scandaluri, în relații toxice, nu te vei bucura nici de casă, nici de mașină, nici de concedii și așa mai departe. Vreau să mai știți, Alina mă întreabă unde se face plata. Pe Educhivi, da, este pe Educhivi, este firma cu care eu colaborez. Educhivi este firma din spatele meu, cei care se ocupă de marketing, care mă promovează. Sunt oameni, e o echipă foarte faină în spate, sunt mulți oameni cu care eu, de fapt, echipa cu care eu colaborez este foarte mare și toți oamenii ăștia fac o treabă foarte bună pentru ca toată interacțiunea noastră să fie așa cum este. Da, deci pe Educhivi, nu vă speriați când intrați acolo și vedeți datele de la Educhivi. Mersi, Alina. Și vreau să mai știți un lucru care cred că este important. Toți oamenii care aveți teama asta că poate cursul nu o să vă ajute, vreau să știți că atâta încredere am în acest program. Văd ce a făcut din viața mea, că un alt lucru pe care aș vrea să vi-l spun este că acest curs este cursul care mi-a schimbat mie viața. Sunt informațiile pe care eu le-am aplicat în relația dintre mine și soția mea și evident că sunt lucruri pe care eu le-am testat. Da? Și vreau să știți că dacă vă îndoiți de calitatea programului, aveți garanție pe toată perioada cursului, de când intri până când termin cursul, ai garanția că eu îți dau bani înapoi dacă nu ești mulțumit de rezultate, de ce face programul în viața ta. Vreau să știi că până acum au intrat în curs aproape 1000 de cupluri, adică aproape 2000 de persoane, până acum nicio persoană nu mi-a cerut bani înapoi. Cred că asta ar trebui să vă spună ceva. Mă întreabă Anca, există opțiunea să nu vreți să dați bani înapoi? Anca, până acum nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi ceară cineva bani înapoi, deci trebuie să mă credeți pe cuvânt că da, v-am promis că vă dau bani înapoi dacă acest curs nu vă ajută. Okay? Suntem oameni de cuvânt, suntem oameni care suntem aici în societate, nu ne permitem să ne jucăm cu vorbele. Așadar, dragi oameni, acesta este prețul, 177 de euro la plata integrală și 201 euro la plata în rate. Eu vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris și tuturor celor care vă veți înscrie de acum. Eu am o stimă deosebită pentru toți cei care sunteți în seara asta, pentru că mi-arătați că România noastră într-o zi va arăta mai bine, întrucât cred eu că tot ce înseamnă calitatea vieții vine la pachet cu educație. Adică cu cât ne educăm mai mult, cu atât calitatea vieții noastre va fi mai bună. Asta ne putem uita în jurul nostru, la toate țările civilizate. Cu cât este mai multă informație, cu atât nivelul de trai este mai bun. Horaciu spune deja a plătit și el. Foarte tare. Anca, pentru sceptici, ce antidot aveți? Anca, nu știu exact la ce te referi, în ce constă scepticismul tău. Dacă scepticismul se referă la valoarea cursului meu... Uite, asta este singurul antidot pe care eu pot să ți-l dau. Aș putea să-ți spun 2000 de oameni care au trecut prin acest curs și n-am acum la dispoziție, dar poți să intri tu pe pagina de prezentare a cursului și să vezi mărturiile oamenilor. Când îi vezi pe oamenii ăștia care mărturisesc cât li s-a schimbat viața, asta cred că ar trebui să-ți spună că este valoare în cursul ăsta. După aia, Anca, faptul că s-au înscris psihologi clinicieni, psihoterapeuți, coach, s-au înscris să învețe de la mine. Cred că lucrul ăsta ar trebui să-ți spună ce valoros este cursul ăsta, pentru că acești oameni, practic, au văzut valoarea din start, când au văzut câtă psihologie pun aici și felul în care o abordez dintr-o dată și au dat seama că este valoros. Și au învățat de la mine ca să poată aplica în cabinetele lor de psihoterapie sau de coaching. Și un alt lucru tot pentru acești sceptici, îți dau banii înapoi, Anca. Intră în curs, dă-mi o șansă să te ajut, dă-mi o șansă să-ți arăt ce pot să fac cu viața ta și dacă în 2 luni de zile viața ta nu se schimbă, îmi spui, Florine, îmi pare rău, nu rezonez cu ce faci acolo, nu m-a ajutat, dă-mi banii înapoi. Și ce ai pierdut? În astea 2 luni de zile, banii au stat la mine în loc să stea la tine. Asta e singura ta pierdere. Că 2 luni de zile cumva ai ținut banii la pușculiță. Și atâta tot.
Uite ce spune Cristina, luați cursul acum pentru că e super prețul, eu l-am plătit mai mult și valorează toți banii. Mulțumesc, Cristina. Da. Bine, eu sunt de acord, partenerul nu este Anca. Ce să zic? Ce pot să zic eu în cazul ăsta? Eu pot să zic ce am făcut eu. De exemplu, am mers la un curs de parenting al Uraniei Cremene și mi-am dat seama cât de mare nevoie aveam de cursul ăsta. Costa pe atunci vreo 500 de euro. Eram foarte, foarte, stăteam foarte prost cu banii în urmă cu vreo 6 ani de zile și nici n-am întrebat-o pe soția mea pentru că mi-am dat seama cât de valoros este. Am luat cursul în rate, m-am dus acasă și am tot plătit lună de lună cursul respectiv și ghiși ce? Când soția mea a văzut cât bine mi-a făcut mie, cât m-a transformat pe mine din omul ăla rigid și intransigent cu copiii într-un om înțelept, soția mea a spus, bravo bărbate, du-te și cumpără 10 cursuri de astea pentru că, uite, toată viața noastră s-a schimbat în bine. Așa că, da, nu știu ce să zic. Florin, prețul poate mai puțin decât atât? În scrieri mai din timp, Alina dragă, vreau să știi că ăsta este cel mai mic preț. Dacă te uiți bine, de la 497 de euro, l-am coborât la 297 de euro în data, pentru momentul de lansare și pentru că eu îl vând și mai devreme, mai jos de 177 de euro, nu am cum. Suntem 20 de oameni care trebuie să fim plătiți din toată povestea asta. E, cred că înțelegeți. Chiar n-am cum să fac treaba asta. În schimb, vreau să știți că prețul va crește cât de curând. Da. Bine, uite ce mai spune Florentina. Soțul meu consideră o prostie asta. Spune că am luat-o razna. Ce așa? Că așa rău e relația noastră de ascult așa ceva? Florentina, pentru toți cei care sunt sceptici la a învăța, aș vrea să vă spun următorul lucru. Partenerul tău, în momentul ăsta, consideră că este inutil un astfel de curs pentru că nu înțelege ce beneficii va avea și el din relație. Dar în momentul în care tu intri într-un astfel de curs și viața ta cunoaște o schimbare reală, nu așa două, trei chestii, deci o schimbare autentică, nu doar tu te schimbi, ci și comportamentul față de partener se schimbă, astfel încât viața lui devine mai bună, el se simte mai important în ochii tăi, el are parte de multe beneficii în relația cu tine, vreau să-ți spun că atunci când va vedea că îl tratezi mai respectuos, că îl tratezi mai etic, că îi hrănești nevoile, că îi împlinești dorințele, că ții cont de persoana lui în întregime, că se simte în siguranță emoțională cu tine, că înveți să-l tratezi ca pe un om valoros ca pe un rege, vreau să-ți spun, Florentina, că la momentul în care partenerul va spune, măi femeie, du-te și mai fă cursuri, deci nu înțeleg, e super tare relația noastră. Florentina, pentru tine sau pentru oameni ca soțul tău, care nu cred că poate fi mai bine de atât, aș vrea să vă aduc să vă spun o vorbă care mie îmi place foarte mult, este, cred că vorba care mie îmi place cel mai mult din toate maximele pe care le-am auzit eu vreodată. Spune așa, viermele din hrean nu știe că morcovul este mai dulce. Cât ești acolo în hrean, crezi că, și n-ai părăsit niciodată hreanul, crezi că ăla este maximum din ce se poate. Dar cum scoți un pic capul și gușii din morcov, zici, băi, ia uite-mă ce, cât de frumos poate fi. Și acum, dacă tot m-ai întrebat Florentina de treaba asta, poate mai sunt și alți oameni care își zic, bă, dar noi avem relație bună, de ce aș cumpăra un astfel de curs? Că cursul ăsta poate e pentru aia, cu relații toxice, care își dau un cap, care se înjură, care divorțează. Noi nu avem problemele astea. Dragi oameni, eu cred că nu este înțeleaptă atitudinea asta, ci eu cred în prevenție. Adică principiile astea, pur și simplu, sunt principii despre relații care te ajută să... unde am rămas? Da, deci cursul ăsta este un curs care te ajută să previi relațiile toxice. Este un curs care te ajută să previi accidentele, divorțul. Deci chiar dacă ai o relație bună, e foarte important să înveți cum să menții ceea ce ai. Studiile arată că între 5 și 7 ani se strică cele mai multe căsnicii.
De ce? Nu pentru că n-au avut relații bune la început, ba da, au avut relații bune, dar n-au știut cum să le păstreze. Și între 5 și 7 ani se duc relațiile în cap. E ca și cum îți iei o mașină nouă, dar nu știi cum să ai grijă de ea, nu știi că să o duci la service, că să-i schimbi cauciucurile și așa mai departe. Se strică la un moment dat, dacă o ia prin gropi, o bușești și ai stricat-o. La fel și cu o relație faină. De aceea cred că este important să investești în relația ta, indiferent dacă ai relație bună sau nu. Pentru că crești, continui, uite și acum, după 23 de ani de relație faină cu aceeași femeie, eu încă învăț, încă studiez pentru mine. Că după aia le zic și oamenilor, e altceva, dar eu încă învăț pentru mine. Pentru că am înțeles că cu cât învăț mai mult, cu atâta viața mea arată mai bine. Da, uite ce spune Teodora. Cred că acest curs este la fel de util și pentru cei care nu sunt într-o relație, corect. Când înveți tu pentru a lua, pentru a conduce? Când îți iei permisul? Da, întâi înveți, îți iei permisul și după aia intri pe șosele. Întâi mergi la facultate, îți iei diploma de doctor și după aia intri în spital și faci operații. Adică întâi se învață și după aia se practică. Noi facem de andoasele, intrăm în relație, ne batem cap în cap, nu ne ies lucrurile, pardon, și după aia zicem, bă, oare ce să facem? Hai să reparăm relația. Păi, ca să o repari, e ca, știi, ți-a luat vreodată foc apartamentul sau ai văzut vreun incendiu? Poți să refaci lucrurile după un incendiu, dar câtă muncă, câtă pagubă e acolo, câte pierderi. Pierzi relații întregi. Gândește-te numai câți oameni valoroși ai pierdut în viața ta că n-ai știut niște informații prețioase la timp. Nu vă spun câți oameni mi-au scris mie în cursul ăsta, din oamenii care au intrat în curs, nu vă spun câți oameni mi-au spus, Doamne, dacă aflam informațiile astea acum un an sau 3 ani sau 7 ani, nu mai pierdeam relația cu iubitul meu, relație, un om foarte fain. Dar ne-am bătut cap în cap, deși ne iubeam, nu ne-am înțeles deloc. Și nu mai pierzi atâtea relații, nu mai suferi atâta, nu mai îți provoci atâtea traume emoționale, pentru că înveți la timp. Iuliana spune că ar fi fain să facă un curs și pentru femeile singure, unde și cum să-și găsească jumătatea. Iuliana, vreau să-ți spun că îți găsești jumătatea făcând două lucruri. Unu, fiind o ființă foarte faină, interior-exterior, adică având grijă de tine, de partea ta fizică, emoțională, intelectuală, învățând principii despre relații, principii pe care eu le-am pus în acest program, învățându-le, tu devii o ființă foarte faină. Și ghiși ce? Dacă tu ești o ființă foarte faină, vei atrage în viața ta un om la fel ca tine. Fiind pe o vibrație foarte joasă, vei atrage în viața ta oameni cu vibrație foarte joasă. Fiind o ființă educată, cultă, manierată, echilibrată emoțional, fizic, intelectual, financiar și așa mai departe, vei atrage în viața ta astfel de oameni. Așadar, singura mea recomandare, sau două recomandări aș avea, investește în tine cât poți de mult ca să devii cea mai bună varianta ta și doi, împrietenește-te sau du-te în acele medii unde sunt oameni de nivelul la care tu vrei să trăiești în continuare. Îți dau un exemplu banal ca să înțelegi bine ce am de zis. Dacă ești o ființă sportivă, du-te în locuri unde întâlnești oameni sportivi și acolo vei întâlni oameni care sunt preocupați de sport. Dacă, în schimb, ești o ființă preocupată de dezvoltare personală, du-te la cursuri unde se face dezvoltare personală și vei întâlni oameni de calibrul tău. Adică, nu căuta unde nu trebuie. Cauți mașini într-un târg de motociclete. Nu vei găsi. Da? Mariana zice, dacă urmând literalmente sfaturile cursului, adâncim și mai tare prăpastia partener onest și pozitiv, partener iremediabil abuziv. Mariana, cu tot respectul aș vrea să-ți spun, nu există partener iremediabil abuziv, draga mea. Nu există așa ceva, există doar un partener foarte rănit emoțional și pentru că e foarte rănit emoțional se comportă în modul ăsta abuziv. În cursul meu vă arăt cum s-au produs rănile emoționale și cum tu continui prin comportamentul tău să-l tot rănești pe omul ăsta. Sunt niște comportamente de ale tale care îi activează mereu rănile emoționale. Și dacă tu înțelegi mecanismul ăsta, un om rănit emoțional se comportă negativ, iar tu care faci cursul ăsta înveți despre rănile emoționale și vezi cum să te comporți diferit astfel încât să nu îl mai activezi, vei ajuta la vindecarea rănilor partenerului. Și în felul ăsta partenerul tău puțin câte puțin se va vindeca în relație cu tine. Așadar, dacă tu intri în acest curs și urmezi literalmente sfaturile mele, nu se adâncește prăpastia dintre tine și partener, ci se întâmplă o minune.
tu devii un adult emoțional, înveți cum să-l tratezi pe partenerul tău rănit, el te va percepe, va simți că tu ești deasupra lui, dar nu în sens disprețuitor, nu te va percepe ca pe un judecător care te uiți de sus în jos, ci pur și simplu va înțelege că tu ai evoluat, te va percepe ca un prieten, te va percepe ca pe un, ca pe un coechipier și nu va mai simți nevoia să lupte, să ți-o dea înapoi, că nu mai are cui. Pentru că tu așa înveți să te porți cu el, încât el să nu ți-o mai întoarcă. Și în felul ăsta se întâmplă ceea ce spun mai multe cercetări. Când unul din parteneri face dezvoltare personală, face terapie, se vindecă pe sine, prin comportamentul lui securizant, practic îl ridică și pe celălalt partener. Mariana, nu spun eu asta, îți mulțumesc că mi-ai atribuit mie ceea ce am zis, nu zic eu, zic cercetările, zice teoria atașamentului, care a studiat ani de zile problema asta pe care eu ți-o ridic. Partenerul care învață să facă lucrurile diferit, îl va influența și pe celălalt partener, dacă partenerul ăsta își face treaba foarte bine. Și drept urmare sunt eu, sau mărturie sunt eu și soția mea, care ne-am influențat unul pe altul, ne-am tot ridicat. Când eu pe soția mea, când ea pe mine. Am fost mai bătut în cap în unele aspecte, m-a ridicat soția mea. A știu cum să se poarte cu mine, că să mă influențeze în bine. Și așa mai departe. La seminarul de mâine trebuie să altă înscriere, Danca, fiecare seminar este cu înscrierea lui. Marina zice, dacă unii parteneri pur și simplu nu merită atâta bunătate, înțelegere și răbdare. Marina, ce aș putea eu să răspund la întrebarea asta? Este oare vreun om pe pământul ăsta care să nu merite bunătate, înțelegere și răbdare? Dragă Marina, vreau să zic un lucru. Cu cât partenerul tău se poartă mai rău, cu atât are nevoie, nu că merită, cu atât are nevoie de mai multă bunătate, înțelegere și răbdare, pentru că cadrul perfect pentru vindecarea rănilor care îi provoacă acele comportamente negative este dat de comportamentele astea ale tale pozitive. Iubire, răbdare, înțelegere, empatie și în mediul ăsta se produce vindecarea emoțională. Ca să înțelegeți și mai bine ce zic, imaginați-vă că rănile astea emoționale sunt ca rănile fizice. Când vezi pe un om care are o rană fizică, cum te porți cu el? Cu blândețe, cu înțelegere, știi că e mai arici, că reacționează repede când îl atingi și ești mai îngăduitor, te porți cu iubire, îi pansezi rănile ca să îi se vindece. La fel este și cu rănile emoționale. Când un om este rănit emoțional, e mai arici, e mai activat, e mai nervos, e mai agresiv, e mai abuziv. Tu care știi că el se poartă așa pentru că e rănit, înveți cum să te porți cu un om rănit emoțional, îi acorzi ce are nevoie și omul se vindecă. Despre asta e vorba. Și asta vă învăț în programul meu online numit Noi Doi. Elena Mirela zice, ar putea și Oana, soția, să fie inclusă în curs pentru a fi mai credibil. Elena Mirela, vreau să spun că soția mea este inclusă în fiecare modul, pentru că vorbesc despre ce se întâmplă în viața noastră, dau exemple nenumărate, dar aș vrea să vă spun că nu pot include pe soția mea în curs din două considerente. Pentru ea nu este atât de confortabil să stea în fața camerei cum este pentru mine și vreau să-i respect chestia asta, deși i-am spus și ei că mie mi-ar plăcea foarte mult să facem asta împreună, dar ea are alte pasiune, are alte talente, n-are talentul ăsta, nu că nu-l are. Nu și l-a dezvoltat. Nu este pentru ea o pasiune să stea în fața camerei. Și doi, în fiecare joi seara, soția mea își îndeplinește o valoare. Eu îmi îndeplinesc valoarea că predau cursul, pentru mine este o valoare predatul, iar soția mea în fiecare joi seara își împlinește o altă valoare de ei, și anume masajul. Ea în fiecare seară, joi seara, merge două ore, două ore jumate la masaj. În timp ce eu vorbesc cu oamenilor, ea se relaxează și după aia ne întâlnim amândoi și avem o seară frumoasă, romantică. Da. Oana spune că și-ar dori cursul, dar încă este la facultate și ajunge acasă doar în fiecare seară la ora 7. Oana, pierzi prima oră și după aia o poți vedea în reluare și după aia stai încă 2-3 ore live cu noi. Ai putea să fii acolo. Evident că după aia vei putea să vezi înregistrările. Bun, o căsnicie între un evitant
și anxios poate fi salvată? Pot conviețui un evitant și un anxios? Beatrice mă întreabă. Dragii mei, despre asta vorbesc în modulul 3 și modulul 4. Doar despre asta. Cum poate să relaționeze evitantul cu anxiosul? Și uitați-vă la mine, sunt evitantul, am fost evitantul perfect și soția mea a fost anxioasa perfectă. Eu la începutul relației mă retrăgeam undeva până și la, să zic, când nu-mi plăcea mie ceva din ce spunea soția mea sau nu mă simțeam conectat suficient cu ea sau nu mă simțeam valorizat sau mă simțeam un pic bușit de acțiunile ei, mă retrăgeam și nu eram disponibil emoțional până la 5, 6, 7 zile. Adică nu vorbeam cu ea pur și simplu. Nu vorbeam. Deci eram mut. Iar ea se activa maxim. Era... fierbea, dramatiza totul, bă, ăsta să mă părăsească. Ea vine dintr-o familie în care tatăl ei a părăsit-o pe maică sa, la 30 ceva de ani, avea mama ei când a fost lăsată de tata, cu 5 copii. Și mai are 2 frați care au divorțat și, și o soră care a divorțat și pentru ea relația de cuplu era ceva de genul cât de frumos ți-o fi să termină într-o zi. Și tot timpul se gândea o să mă părăsească pe mine Florin. Și de aici venea, mamă, ce presiune venea din partea ei. Eu când simțeam că ea se activează și nu îmi dă spațiu, mai tare mă retrăgeam. Și n-a fost simplu, n-a fost simplu deloc. În curs eu le povestesc cursanților povestea noastră și cum ne-am vindecat pe parcursul relației. Carmen zice, eu conștientizez că e nevoie de răbdare și calm. Asta ofer. El e foarte evitant și ezitant. Nici nu vrea să discute sau răspunde sec. A, și ca să termin întrebarea pentru tine, răspunsul pentru tine, Beatrice. Da, de-a lungul anilor am citit de mi-au ieșit ochii și toate informațiile pe care le-am pus aici în curs au fost informații pe care eu le-am căutat pentru că eu am avut nevoie. Am avut nevoie și am vrut să mă înțeleg cu soția mea. Și n-am vrut să pierd relația cu ea. Și atunci am fost nevoit să studiez, să citesc, să fac masterul în psihoterapie pentru ca să înțeleg cum să mă comport cu ea. Și am învățat pentru mine, am văzut că funcționează, am aplicat în relația cu clienții mei în cabinetul de terapie sau de coaching, am predat cursul mai departe, am văzut că funcționează și acum sunt aici în relație cu voi să vă spun, oameni buni, funcționează lucrurile astea. Și dacă vreți relații bune, asta e nevoie să faceți, să învățați. Și dacă rezonați cu mine, vă invit să vă înscrieți în cursul meu, evident, alături de celelalte câteva sute de persoane care sunt alături de mine, vor fi alături de mine în ediția numărul 4. Da? Bun, vă mulțumesc pentru seara asta, faină, pentru întrebările voastre. Vă mulțumesc tuturor care v-ați înscris în program. Vă aștept și pe ceilalți care stați în dubii, n-aveți de pierdut nimic. Înscrieți-vă, vedeți despre ce e vorba, nu sunteți mulțumiți, vă primiți.